20, 20. Probă de microfon la mișto. Bună seara, zice Surciocu. Pace la Golani în primul rând. Stăm puțin pe Footbin să vedem. Nu prea avem content că făceam cu FIFA, dar n-am ce să fac pe FIFA. Așa că, da. Bun, astăzi se pare că avem un 81. 82 plus, asta e 81 triple, 82 plus, daily login și 81-87, astea nu-mi plac, 81-87, cine cred că o să ia balonul de aur? Messi, dar normal ar trebui să-l ia leva. Oricum s-a anunțat că-l ia Messi. Să nu-i dai lui Leva un balon de aur, frate, e... Da, e polonez până la urmă. Nu știu că nu urmăresc ceremonia, eu mănânc ciocolata și cam atâta. Din Natale, Schuster, Sanchi și Vrăjel pe aici. Ăștia nu s-au mai scumpit. Nu s-au mai abținit, pardon, din contră s-au mai scumpit și Ben Yedder și Sanchez. De Bruyne joc pe acolo, mi se pare cam mult, fraților, pentru De Bruyne, 1 milion. A văzut că mi-a dat Kante. Am reușit să-l vindem pe Kante. Asta este 25. Ăla am și tradable și untradable. Dar cred că o să-i dau catalist. Sau las în shadow. Lasă-m shadow pe el. Intenționez să-l iau pe Messi în form sau pe Ronaldo Gold. Acum să vedem, parcă l-aș aduce și pe Lusitan. Interesant. Cristiano! Așteptăm să vedem și cine o să ia balonul de aur. Hai să băgăm reclamele alea. Revenim. La cele mai mici prețuri intrați pe Neva, unde găsiți peste 10.000 de produse digitale, suport de 24/7, iar dacă băgați codul SUR, dați-o beneficiați de 3% discount. Golani. FIFA Point Safe și la un preț foarte mic intrați pe usevenbuy.com, unde găsiți monede pentru consolă, PC, chiar și FIFA Mobile, iar dacă folosiți codul SUR, beneficiați de 5% discount. Așa zici, Costeniu, că dar nu-i merita balonul ăsta de aur. Păcat, păcat că nu le-a leva, mă. Plus, nu mai comentez că trebuia să se dea și ăla de data trecută. De anul trecut. Nu s-a dat. Ce prostie e asta? Îți dai seama că nu e vinovat. Bine, eu... Dacă aș fi în locul lui, aș refuza balonul ăsta de aur. Și ar rămâne în istorie, înțelegi? Așa că a luat încă un balon de aur. Dar zice refuz să-l, că știu eu că-l merită Lewandowski.
Și ar fi, s-a închis și ăsta și vrăjeala. Poate dau două. Și dacă ar da două, ar trebui să le dea, cred că tot lui Leva. Da, na, aia, nu decidem noi, nu trebuie să ne dușmanim. Nu ne afectează cu nimic dacă le-a Messi sau dacă le-a Lewandowski. Noi tot ciocolată mâncăm, înțelegeți? Da, asta e ieftină. Ok, mâncă de-aia la 10.000 de euro. Poftă. S-am poftă, mersi, mai am o bucată. Pe ce se difuzează? Habar n-am. Cred că găsești pe YouTube dacă cauți. Na, probabil ca să fie toată lumea în păcat, o să-i dea lui Leva pe anul trecut și lui Messi pe anul ăsta. Deși nici așa nu cred că e ok. Pe YouTube, auziți, vă zice Costelino. Noi mâncăm africana și Laura. Și cu foițe de aur. Cea mai bună ciocolată, dacă vreți și n-ați încercat, e Lindt. Din punctul meu de vedere. Cea mai bună pe care am mâncat-o e Lindt. Bate orice ciocolată. Milka, na, Milka e poșircă. Se dau două, au ce zice cu astea. Acum am văzut. Ma, să idea lui Leva și lui Benzema. Toblerone? Acum gusturile nu se discută. Din punctul meu de vedere, Lind și la 100 de ani lumină distanță restul. Se dau două. Na, pleacă toată lumea fericită acasă, mai puțin Benzema. Așa zici că e corect unul Leva, unul Messi? Messi n-are ce să caute în discuția. N-a făcut nimic. Dacă îl comparăm pe Messi ăla care dădea cât 90 de goluri, când lua un balon de aur și Messi ăsta care n-a jucat nimic, nici Ronaldo în ultimii ani, nu merită balonul. Dar așa zic și eu că o să se întâmple. Primești și unul Messi și unul Leva. Mă bucur pentru Lewandowski totuși. Îmi pare rău pentru Benzema. Că băi, merita și Benzema, sincer. Dacă mă întrebați pe mine. Ba, n-am mână de... Bă, n-am mână de 5 lei. Ce mă sa? Așa, dar n-aș da. Da, n-am ce să fac. Mama, ai și mână de 200 de lei, nebun. Așa da, creditul la 25. A jucat bine Benzema, așa zic și eu că ar merita. Da, na, m-a anunțat și pe mine, vă rog, da? Să mă anunțați și pe mine cine câștigă, ce se întâmplă cu Costelino, tu ești trimisul meu la... în Franța, da? Mă țin prin plan cine ia locul 10, 9, 8, 7 și așa că a rămas top 10-ul. Te salut, genetic. Băi, cred că las muzica, nu? Lăsăm și muzica. Că n-avem muzică ambientală aici. Și dăm și sonor. Așa, mersi frumos. Primește Leva 2, na, ar fi prea frumos, fraților. Hai să vedem. Mamă, ce bine am început. Mă, dacă aveam pe mână de 10 lei, aproape panou, bă. Aolo! Aproape panou pe împărcingo. Am luat de 32 de ori mai mulți bani.
m-au umflat ca lumea, da. Vreau și eu să intru în bonusul ăla de sus. Mi-a mai dat parcă panou de lămâi ieri. Dani, mersi frumos de sub. Nu uitați să rupeți butonul și să dați și acolo. Bucurați-vă că există sponsor, fraților, nu vă obligă nimeni dacă nu vreți să jucați. Înțelegeți? Bucurați-vă pentru noi că am mai primit niște contracte și ne mai descurcăm și noi pe aici. Se dau două. Acum să nu poți, mă, te bagă random, citește acolo la informații. N-ar mai fi dacă n-ai putea. Să-mi număr mâinile, mă. Pe împărcingo, numeri tu până la 260, am dat 3 mâini până acum. Ia numără, fă cum ți-am zis, că ai timp. Dă-mi acceptul. Dacă da sau dacă ba. Patru am dat. Ok, 4. Număr acolo, da? Ții minte, aolo, vai de capul tău. Acum ai ceremonia, să vedem. Ce se întâmplă? E wow că sunt văpuții aia acolo, da, tot ok. Am și noi, 45 de lei. De 7 ori mai mult. Nu e păcat să te joci, dar zi-mi ce nu e păcat în ziua de asta. Ia fă-ți tu așa o, înțelegi, o analiză. Și vezi ce păcate ai. Și după aia tragi pe alții de urechi. Că deja mă cam dor urechile, înțelegi? Zici că am furat de la unul bani și îi joc banii. Bă, îți banii mei, mă. Îți banii mei, nu depind de ei, nu se întâmplă nimic dacă îi pierd, nu se întâmplă nimic dacă câștigi vreo 20.000 de euro, 10.000, 5.000, nu se întâmplă nimic, înțelegi? Bine, dacă câștigi se întâmplă, că mai dăm și la alții, dacă îi pierdem, mai e. Joc ruletă, joc barbut. Se dă doar unul la jucătorul, nu este ghivoi. Ce anume, mă? Balon de aur, ce anume? Hai mă, mai pune o prună jos, mă, băiatule. Sau la mijloc. Da, unul giveaway, îl facem noi giveaway. Wow, mi-a dat 4 lei. Hai pe împărcingo. Hai să te văd pe împărcingo. Nu, Pufo este rugat, lasă că pe împărs a fost. Pufo este rugat să dea roșie sau neagră. Bagă mai pe live, cred că s-a dus și el. Negru. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Tu ziceai roșu, exact, toată lumea zicea roșu. Avem 40 de lei. Sunt pe val, pe am zis să mărim miza, băi, pe temistule, nu mai jucăm pe un leu pe 2 lei. X-Gray cu altă ocazie, astăzi vreau să joc la asta pentru că mi-a plăcut, mi l-a recomandat pe împărs aseară și chiar a plătit, vreau să joc tot aici.
Băi, poate ne întoarcem la aia 2300 de lei pe care i-am avut la început. Poate, poate, nu se știe. Să bage 3 șeptare acolo. Ce zici, mă, pe temistule, mă? Hai, mă, că băi, dacă puneam, mă, băi! No. Aoleu, ce rău le-a pus, mă. Băi, dar rău le-a pus, mă. World of Tanks, ia uite și aici. Pune mă acolo, mă, pruna mai jos, mă. Weezy, te salut. Uite, v-a dat Costel link. Cireșurile nu le pune. Pufo, încercăm mâine sau când mai facem live. Mâine fac cu FIBA, hai că merge. Ce bine am dat aici. Hai că a dat bine aici. Băi, Cergea, ne prezint-mă de treaba ta, mă, băiatule. V-am mai zis. Rezolvați-vă întâi problemele voastre și pe aia vă luați de alții, da? Că nu vin eu la voi prin casă să vă iau așa la rost. Adică de unde până unde, mă, fratele meu? Ești tu sfânt ca să mă judeci pe mine sau cum? Tu nici nu știi care-i de fapt rostul și... Stați, mă, parcați, mă, băieții mei. Dacă am Benzema de 91, băi, flashback-ul e altceva. Flashback-ul e cu totul altceva, dar dacă l-ai fost pe Benzema ăla, nu-l mai da. Trebuie să ai cont, păi îți faci cont, uite link-ul acolo deasupra, beneficiezi și un bonus dacă îți faci pe link-ul ăla. Ai vreo 50 de învârtiri gratuite și 150% din depozitul pe care îl faci. Fără cont, cum să joci, că n-ai cum să bagi bani fără cont. Ce mai zici, mă, Gigi? Mamă, o cireașă dacă era pe mijloc, era... Da, poți să-ți dai cu pe aia și eu pot să-ți dau 30 secunde sau să nu citesc mesajul, înțelegi? Putem să ne înțelegem. Foarte bine. Te-ai zis de treaba ta, mă. Ia uite cine a ajuns să mă tragă pe mine de urechi. Mamă, păi da. Știu că ai băgat mulți bani în FIFA, Gigi. Ți-a dat de te-a ucis. Hai mă, pune o cireașă jos. Steaua cum plătește? Cred că Steaua plătește bine, nu? Aolo, dacă mai dădea una. Salut, John. Ce pe aia asupra pe Canelo, aceeași părere pe care o am asupra tuturor jocurilor unde bagi bani, înțelegi? Dacă ai băgat bani într-un joc, n-ai cum să vii să te iei de mine pe aici, înțelegi? FIFA-i tot pe Canea, toarnă băieții sute de euro. Absolut tot ce vă jucați, Fortnite, ciu băieți care au turnat 2000, 3000 de euro, the same shit. Bă, deci aștept să vină șeptarii ăia, mă. Ah,
Azi nu joci FIFA, nu? Că n-am ce să fac pe FIFA. Doar nu o să joc toată ziua Rival și nebunii de-astea. Sincer. Aștept să mă bage și pe mine în bonusul ăla odată. John, te salut. Ah, mă pune niște lămâi acolo. Portocale pe stânga. Nu, cireșuri se numesc, nu cireșe. Nu schimb niciun joc. Doar aici mă joc. Șeptaria nu vrea să-i dea, bă, odată să-i văd și eu. La față. Hai mă, pune mă, bă, alo. Alo, pronto, simt contactul. Nimic. Olo, bă, dar n-am mai dat nimic de mult. Te împărcingă, ce facem, tată? Îți iau câteva alocații. Nope. Haide, mă, cu lămâile alea. Ai pierdut ceva în afară de bani? Adică, de ce pe ole? Bine ai venit, măi. O, Pancone, specialistul păcănelelor. Haide, Pancone, te invit la un dublaj, când e mai mic așa, să te văd. Nu dă nici steaua aia, mă, jos, nu pune. Hai, Pancone, să facem 5.000 de lei. A venit cine trebuia, exact, țiganul din Giulești. Pune-mă, bă, pune-mă acolo cireașuri. Am 20 de mâini, cred că, pe burta goală. Aolo, firar șeptarul mafiei, bă, pune-l, bă, fratele meu. Băi, pune, mă, acolo, mă, unul, mă. Nu, 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 aici dau Pancone. Poate cu altă ocazie. Că o să mai existe. O altă ocazie. Bă, da, e și... Pe împărcingo, ce facem, tata? N-am mai dat nimic, nimic. Mai joci FIFA, mă? Hai, tira portocala de res.
dracu, bă, mai trebuia o prună pe mici, loc, mă, frate. Ce să faci cu 40 de lei, mă? Uite, aici o lămâie jos. Se încarcă, a? Hai de capul meu, bă, ce rău le pune, mă. Ia uite și aici, mă, bă, nebunule. Hai, Pangone, dau 10 mâini de 10 pentru tine, fii atent. Fii atent pentru tine, Pangone, 10 mâini de 10 lei. Hai să vedem. Hai, să te văd, Pangone, ești pe interval. Hai, Pancone, ai două șanse. Nu-ți dau trei, două. O dă de gard din prima, fiți atenți. Doarme pe aia, roșie neagră, cum a zis și Gigi. Ok, hai. Bagă neagra! Pai, m-ați ucis! Băi, m-ați ucis, mă, băieți, mă. Pai, mă, pune-mă lămâia, mă, jos, mă. O, 80 de lei, bun și ăștia. Dacă mai puneau o cireașuri pe mijloc, cum era? Aolo. Mai dau 5 bani pe 10 lei. Aolo. Ultima mână pe 10 lei, gata. Mergem pe 5. Și în ptava, au venit 2, n-am mai pus 1. Da, am văzut și eu că s-ar putea să se dea 2 baloane de aur. Ce rău le pune, băi, Lucky Hat, mi-auzi? Azi e decernarea balonului de aur. Probabil dacă se dau două se iau unul leva și unul mes. Pe un percingă. Una dacă mai pune pe mijloc te dura? Nu te dura. O, luă un panou de lămâi. N-am luat panou, frate, și am luat vreo 3. Ia uite și aici rău le pune. Hai pe împărcingo. Hai să te vedem că tu n-ai dat-o azi. Ai două mâini. E roșie. Aolo, ai pierdut din prima Pampers. Ok. Mai dă încă una. Zi Pampers. Toro, e neagră, bă, nebunule, cum să-ți vin atâtea roșii ești? A fost o roșie, mă, bă, ești nebun? Încercăm la... Zi încă o dată, mă, Pampers, hai să te vedem. Ia să vedem. Pampersingo, ce zice? Roșu, bă, e neagră, bă, nebunule. Ești 100% sigur că e roșie? Tot marcator a câștigat leva aia. Păi ăsta nu prea ne interesează, dar mersi de info. Zi Pampers, dau pe roșu din nou. E neagră. Ți-am zis, bolovanule, ba, nu știi să joci deloc, nebunule. Te salut, te salut, Adrianitos. Mai mă pune niște lămâi jos. Bă, v-am zis că e neagră, mă.
Dacă vrei îți dau contul meu de Superbet unde am bonusul rotiri gratis. Câte rotiri ai? Poți și tu. Dar stai să vină ceva. Ce fac? Fac show cu băieții. Haide, damule, că tu mi-ai dat-o de gard. Eu am făcut aseară vreo 100 aproape dintr-un risc, nu mai știu. Neagră. Vezi că e roșie asta, tata. Damule, n-ai soartă, mă, băiatule. Era... Spunem că e fake. Nu e fake. E true, man. 50 plus de jucat, 50 de lei. Trebuie să descarc ceva sau doar bag contul și mă bag? Bă, dar nu dă nimic, mă. Da, mă, VCP-ule. Rămeșită, dar nu dă nimic, fraților. Păi, niște... Bă, bine, bine sărbătorile, mă. Olo. VCP-ul se iasă în față. Dar nu dă, ar fi frumos niște șeptari. Trei, să văd o dată șeptaria. VCP e rugat să iasă la vorbitor. Negru, și eu aș fi mers-o pe negru. Bun, hai, mai o mână. Hai că dăm să luăm 40. Hai, VCP-ule, fii inspirat, tata, hai. Înainte, după ce zici tu, zic și eu ce aș fi dat. Am avut 2300 de lei, frate. Bine, cu tot cu bonusul, nu mă înțelegeți greșit, că nu vreau să vă mint. Hai, mă, VCP-ule, tot negru, și aș fi mers-o pe negru, bravo, mă. Bravo, mă, VCP-ule, mă, merge și așa, lasă. Hai, mă, drupene, pune, mă, șeptarul ăla acolo, băi. Dă, mă, mamă, băi, ce te costă, mă? Băi, Pancune, tu ești master level 99, tu ești, mă, băiatule la astea. Vrei așa genetic, X3. Nu vrei un X3 începând de la vreun 40, așa? Se merge să fac Roberto Carlos, nu? Stai parcat cu Roberto Carlos ăla. Tot în viață e scriptat, tata. Loteria nu-i scriptată, vrei să-mi zici că e chiar pe bune? FIFA nu-i scriptat, toate jocurile sunt scriptate. Hai, mă, mai pune, mă, un panou de lămâi, mă. Mici pe minus. E pe bune, aia zic și eu. O cireașuri sus. De la că pleacă un apartament la tine în Germania. Depinde ce fel de apartament. Mai fac nic. Acum nu știu dacă fac și mâine tot cu... O să fac cu FIFA și poate pe final să mai... Hai, mă, bune. N-am luat panou, fraților. Nu am luat panou. Și ieri am luat, jucam pe un leu, pe 2 lei. Ia uite, acum era, bă, era momentul unui panou, pe bune. Era momentul unui panou. Normal, două camere, baie, bucătărie.
Câți metri pătrați? Contează și asta. De exemplu, pentru mine unul de ok, de două camere, bucătărie, înțelegi, să ai și balcon așa, să fie 40-50 de metri pătrați, zic. 50 aș zice eu. 40 prea puțin, 45 poate, 45-50. Eu în România am de aproape 80, bine, cu 3 camere, 2 băi, balcon, toate alea, cămară, mobilat, nu, a, găsești mobilat aici. 45-50, depinde, acum în zona asta unde stau eu, să zicem că te-ar duce undeva la un 75.000 de euro. Hai, contează mult, multe chestii, înțelegi, zonă, când e construit, să-ți dau un promul, dar ce sunt eu, mă, bancă, mă? Eu în ultima perioadă doar am dat bani, toată lumea îmi cere bani, nu mai știu de unde să le dau, nemobila, da. Dar na, poate vrea să-ți lase ce mai are pe acolo, da, ciurucuri. Bine, în Germania oricum ții de pe străzi lucruri bune, nu e problemă de... Mamă, ce rău le-a pus, bă! Aici în Germania niciodată n-a fost, sunt lucruri mișto pe care le găsești pe stradă. Când se mută neamțul, nu prea mai înțelegi, nu prea mai ia el nimic. La 5.000-7.000 cât are salariul. Le scoate afară și le iei tu dacă vrei. Andrei, te salut. Da, le pune urât. Asta e vina ta, băi, damule. Bă, dar ce s-a întâmplat ieri, mă? Ieri i-a dat ca lumea, ne-a rupt. Eu vreau să-mi iau casă, nu... Nu apartament, înțelegi? Hai, mă, că era momentul unui panou, mă. Am făcut și asta ieri, alaltăieri, când am mai făcut vreo 3-4 live-uri. Păi de ce, mă, Adrianitos? Nu, s-o cumpă, nu mă interesează să o fac eu, că nu mă pricep să o fac eu. Eu mă pricep să fac bani, nu să fac case. Important în viață e să faci bani. Că se găsesc unii care știu să facă așa, 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 așa. Cine crezi că ia? Păi, Messi. Deși a meritat leva, în sfârșit. Bă, în sfârșit, bă, ne mai vine și nouă ceva, mă, în capa și gura noastră. Bă, era secetă, mă, băieți, 120 câte. Merge și 120. Deși putea să dea panou. Dă-i o carte, nu, mersi. Să mai îmi dea, uite, șeptarul. Zi, mă, Palcone, de ce n-am vrut să pună jos șeptarul, mă? Bă, n-am văzut, deci până acum fiți atent. N-am văzut șeptar, n-am văzut steluța, n-am văzut nici barul, mă. 3. Hai, mă, lasă-ne pe bune. Și ăsta e 60 de lei până la urmă, poate să-l dea. Steluța e 200, șeptarul e 750 de lei. Păi să dea șeptar, am dat dublaj de două ori și gata. Am ieșit. Cu cât am început? 2300. N-am eu. Hai de cap. $5. 45?
Asta e că e 5 lei, cred că mai e un rând de clopoței, dar acolo e cireașuri. Messi, ar fi frumos să ia leba. Cât am câștigat cel mai mult, cred că n-am luat 200 de lei. Da, hai că iau 120 de mii, nu m-a aruncat niciodată în bonusul ăla, mă. Uite, vezi, e declanșat din întâmplare. La jackpot te bagă întâmplător. Trebuie să joci între 5 bani și 5.000 de lei. Pe ce site? Ai link-ul mai sus, pe MrBeat. E primul cyber casino licențiat pe România. Tu crezi că te îmbogățești? Nici de cum, eu nu m-am băgat să facă Adrianită stată, nu m-am băgat să fac eu banii de casă din așa ceva. Eu m-am băgat de divertisment, banii ăștia i-am luat ca pierdere, înțelegi? Nu-i problem. Când mai bag un Pro Clubs cu jucători ca tine, frate, nu mai vreau să joc Pro Clubs. Deci barul parcă e 50 cu tău. A, steluța era aia bună, mă. Cream că e steluță. E bine că am văzut și unul ăsta. Salut, Nicolas. Hai, pune, mă, ce lămâi. Ce fac, cum fac? Treaba mea prinde invidie pe mine chiar și garda, mă, rim și șpaga. Pune, mă, steluța în stânga sus, mă. Hai, ce rău le pune. Da, păi da, abia mi le dă, băi, BCP-ul ăla. Dacă încerc pe astea, nu iau grav. Puțin dezamăgit. De ce ești puțin dezamăgit? Nu trebuie să-mi ții pumnii, nu trebuie să-mi țineți pumnii aici, frate, că se eu mai mult o fac gen experiment, cum fac și pe FIFA. Eu nu sunt, nu depind de banii ăștia, pentru mine sunt... E egal, înțelegi? Hai, mă, cu bă, deci n-a dat panou, mă. M-am abonat cutia cu desene, hei, welcome. Ce fac, uite pe aici, mănânc niște fructe, tu? Bă, aproape panou, mă, fănoilor, mă. Haide, mă, că ai fost aproape, mă. Da, ce rău le-a pus. O dau eu, e roșie, dar e neagră. Bun, atât am vrut. Acum ce o fi, mă?
Hai, lasă așa. Nu, 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 m-am oprit. Băi, vreau un panou. Dă-mi un panou. Mă, uite mă, steluțele alea, mă. Hai. Aici, aici dau șansa unuia dintre voi să o dea 50-20 de 3 ori. Dacă sunteți în formă, fraților, cine n-a mai fost de mult? Ia să vedem, așa. Hai mă, genetic, că tu n-ai zis. Hai să-l vedem pe genetic. Am dat și pe 10, tata. Ieri jucam pe un leu, pe 2 lei, acum pe 5, îmi zici pe 10, mâine îmi zici pe 50 de lei. Hai genetic, tata. Scriem pe chat. Roșu. Ai cam pierdut. Ok, ia zi următoarea. Cine a zis negru a pierdut, ia uitați. Hai genetic. Dacă legi 3, frate, ești legendă. Negru. Păcat. Păcat. Șeptari, bonusul. Băi, aruncați-ne mă în bonus și vă zic că eu îl câștig pe ăsta. Nu pe ăsta, pe ăsta. Și dăm petrecere. De salut, moșule. La două mă mai bag și eu, dar la trei deja prea mult. Păi să mai bine, că-ți mai dau și ție. Cât înseamnă acolo 8 milioane? Păi cât înseamnă 8 milioane, că-ți bani românești. Ce rol le-a dat? Pancone. Mai putem să pui una jos. Am dat-o de gard. Panou, mă, am nevoie de panou. Dă-i în risc. Hai, Pancone, ai trei mâini, hai. Trei mâini, să te văd. Dacă ne duci până la 40 de lei. Neagră. Hai, mai ai două. Doi pași și devii legendă pe canal. Deci, neagră. Hai, te-ai dus în cap. Nu ești inspirat, mă, băiatul ăla. Nu le pune. Păi, dar ce să nu dai balon de aur? Păi s-a mai și dat. Se iau 5 KFP sau 400K cu codul SUR de pe U7. Cum crezi tu, frate? Eu nu pot să te oblig să iei. Gândește-te, faci 400K din 5.000 de FP-uri. Dacă mai neșansă din 5.000 de FP-uri, faci 100.000.
Dacă e pachete de 100.000, înțelegi? Dă-lea. Cred că e vreo 5 pachete, dacă îți dă tot de quick sell, faci 200.000, ce ai. Costelin, ai pus pe șoti. De la anul o să se transforme în Real Madrid, Costelinu. Vinicius, Mbappe, Holland. Gata, 10 ani. La următoarea mai micuță, că nu pot să dau de 40. Ieri când dădeam pe un leu 2 lei, v-ați văzut că vă dădeam aproape toate dublajele, vă. Nu dă nimic, vă. Deci Steaua și Șeptarii. Steluțe și Șeptarii nu le-am văzut până acum. Lung de un și... Da, exact. Am uitat de aceste legende. Băi, fratele meu. Ce bonusuri învârtiri, Moca, vreo 50 și până la 150% bonus din depozitul tău. O să dai click pe link, că te duce pe site și citești acolo. Să dăm. Nope. A, păi dacă-s două baloane, era normal, mă, că unul se dă la femei. Nu mai puteai să pui, băi, puteai să pui și tu încă două. 40, e să faci un 40. Dă panou, că n-ai dat niciun panou. Da, ăsta trebuie să fie 50 de lei din câte știu. Bun, și ăștia. 60, pardon. Ieri parcă plătea mai bine, mă. A, uite, Șeptarul jos, mă. Mă duc în cap. Stai, mă, da, mă. Hai să vin după tine. Pe miză mare nu dă, da, asta e concluzia.
Iau, ce prost le-a pus-o. Bă, nu putea să ridice ăsta de pe mijloc mai sus? Și așa aveam 120. Hai mă, că mă duc să dau și acolo 20 de mâini, da? 100 de lei, să vedem cu burning hat-ul vostru. Cum a auzit, a început să dea. Revenim. Deci. Cred că am mai jucat aici. Care? Că sunt 1000 de burning hat-uri. Pe 100 de linii, pe 20, pe 5 linii, pe ce? 6 linii, pe ăsta normal, pe care? Ăla fără linii, păi sunt, ăsta ar fi. Ăsta? Stai mă că dintr-o și acolo, ăsta ziceți mă, făcăi. Auzi, pancone. Hai mă că mă duc și acolo. Dacă e cu specială nu mă duc. Dacă e așa, da. Zi mă, ăsta cu 5 linii a zis, da? Așa, hai. Bun, dau până la, uite, până la 600 de lei. Dacă nu dă, am dispărut de aici. Dau 10, 20, 26 de mâini. Asta e mărtăciune, mă. Pe bune. Asta e mărtăciune, mă. Păcăneaua asta. Pune acolo o frună. Aveam 100 de lei. Sau măcar trifuiul de-l punea de-l în ceapa lui. Degeaba-i cu trifoi, bă, dacă ține de nasol. Da, mule, tu mă duci la asta pe dele, mă, băiatule. Noi îl ascultăm pe damă, mă. Te salut, mindacule. Mai bag mă pe nimic, mă duc și joc dincolo. Păi cam când dați unul mai pufo, zi-mă la cum se numește. Până la 650 joc, ăsta e mort. Aici e mort în cadă, mă. Și că uite, mi-a dat 30 de lei și am pierdut 80. Ce să văd, mă? Mamă, 10 lei. Fășenia Gaming. Zi numele cazinoului. Big Best Bonanza. Ronaldo locul 6. Ronaldo locul 6. Zi pufo. Roșie sau neagră. Roșie, e neagră. Da, mule, vezi că ai de băgat niște bani. Vreo 80 de lei sau cât s-au dus. Hai să vedem ce zice băiatul ăsta. Big Bass Bonanza, yeah. Ok, hai să te vedem.
Și miza unde o cresc? Aici, ok. Deci dau 4 lei. Pe câte linii e jocul? Se mizează pe 5 linii. E ok așa, da? Bun, hai că dăm pe 5 lei. Dăm 30 de mai până la 500 de lei, da? Da, ză, hai să vedem. Îți place pescuitul, a? Ia și la peșirea doar la Roma era de așteptat. Fir întins, zice Horia. Cine câștigă balonul, Horia? Welcome. Hai mă că puteți să mai faci. Se că e blat, zice Nicolas. 2, mă, 3 nu dă. Nu se aude cam tare muzica. Băi, cred că se aude cam tare, nu? Acum ar trebui să fie mai ok, cred că. Leva, așa zic și eu, dar cum să o numesc. Da, ne mâncați, așa zic și eu. Cum să-i mă doi cante într-o săptămână? Hai, bagă-l, bagă-l, bagă-l pentru Puffy. Băi! Nu l-a băgat trecut de el, mă, nemernicii. Da, măcar 100 de lei, că ce 100 de lei? Nu, mă, pancone. Ce e 100 de lei, mă, frate? Uite acolo, Biban. E stricat, eh?
E varză, mă, jocul ăsta, mă. Bine, bă, mult spus, bă. Dacă e să-ți dea, îți dă de oriunde. Da, pagubă, pagubă uriașă. Mersi, mersi, Horoic, nu mă așteptam, sincer, ai văzut și reacția de pe la, eu mă așteptam că am jucat până acum la toate weekend-uri, am deschis pachetele aia cu inform, nu a dat nimic. Da, la puful ăsta trebuie și bani mulți, înțelegi, 25 de euro, e, pf. Tot la Lucky Hat ne întoarcem, guys. Vă zic eu, tot la Lucky Hat ne întoarcem. La populare ce avem noi pe aici. Minecraft. Asta e Minecraft, cred că. Aolo. Aolo, fraților. Nu e Buco, frate, m-am uitat. Mamă, cum arată ăsta. Hai, poate Minecraft-ul ne plătește. Dăm pe... Pe 2 lei. Dau 50 de mâini, fraților. Dau 50 de mâini pe 2 lei. Și aia. Poate îmi scapă pe 500 de lei și m-am dus de răpă. Ma, cream că dacă apăs... Da, e Minecraft. Cred că dau eu pe 25 de mâini, nu mai multă. X6, da, degeaba X6. Cum fac când mă înveți niște Minecraft? Fără Caterinca. Mă opresc la 450. Yeah.
Sunt în populare. Un rând joc, ce aveți, mă? Băi, capitaliștilor, ce aveți? Ați uitat de unde ați plecat în gaming? Sigur că știi, nu? Dacă bag acolo. Stai să, cum arată. Bă, când vă aud că sigur câștig. Mamă, știți voi, mă, că sigur o să câștig. Cum se dă de aici dublajul? Pe ce asta, mă? Stânga. Ce e asta, mă? Habar n-am ce se întâmplă pe aici, vă zic. Doamne ferește, are dreptate Oria, nu știu cum le găsesc. Mai tași, mă, Pampers, că m-ai dus la sapă de lemn cu jocul tău. Ăsta e, mă. Aoleu, iar m-ați adus la fructe, mă, băieții mei. N-avem muzica aici, îți dă lea de pe vremuri. Da, am trecut pe roșu. Bun, hai să vedem. Hai că dau 25 de mâini. Mă întorc după aia la ala, așa e. Ori la bal, ori la spital, așa e. Mă dau 50. Hai. 3 mâini, cui dăm noi 3 mâini? Da, nu te lua după alții, dar mă iau după tine, care și ea o să zică la fel, nu te lua după alții, ia-te după mine. Băi, înțelegeți, ca la FIFA, orice pachet, dacă vrea să te plătească, te plătește. Nu există că e la slotul ăla bun. Nu, tată, toate sunt la fel. Ori te plătește, ori nu te plătește. Avem noi impresia că acolo merge mai bine, niciun caz. Aoleu, îmi cer scuze, cântam la chitară. Hai băi, Nick, hai, ăsta de la echipa mea de suflet din Germania, Dortmund, Holland, ia zi. Ai 3 mâini dacă vrei, oricum are brânză, nu facem, poate le nimerești. Nick de la următorul Nick. Mamă. Cred că e mult mai bine, a? Roșu, zici. Bun, următoarea. Hai, Nicule, zi, tată. Negru, eu aș fi mers pe roșu. Ok, mai una, hai. Intri în istorie, frate, că ai nimerit 3 la rând. Nimeni n-a nimerit 3 la rând. Ia să-l vedem. Negru, ai fost aproape, mă, băiatule. Da, îți dă bani. Ce rău l-ai pus. Să îți dă bani, băi! Wow!
mesaj de bani, băi! Nicolas, hai că ți-am zis și ție că-ți promit, hai. Nicolas Aprodu, membru nostru, să zică. Roșu, negru, roșu, ai dat-o de gard din prima. Dragon, tată, renunță la televizor atunci, înțelegi? Înainte să zici treaba asta. Și dacă ai renunțat, renunță la internet. Da? Nu știu ce vârstă ai, dar probabil dacă ești major, ești vaccinat și vorbești pe aici, înțelegi? Las-o așa, mai mult. Cante pentru Benzema. Păi și cine? Trei Jorginho, probabil, nu? Da, am văzut, am văzut. Trei Jorginho, ok. Deci se dă doar un balon până la urmă, nu două, a? Dumnezeu nu cred că e de acord cu ce faci fără supărare. Da, cum nu e de acord nici cu ce faci tu. Fără supărare, înțelegi? Se dă unul. L-a luat Messi. Hai să luăm și pe Ciprian Raicu. Roșu, negru, roșu. Ai dat-o de gar, băi băiatule. Păi nu știu, tu ar trebui să... Să-ți faci o analiză asupra vieții și să vezi dacă Dumnezeu e de acord cu tot ce faci tu în viața de zi cu zi. Și dacă e de acord Dumnezeu cu tot ce faci în viața de zi cu zi și ești fără de păcat, să ne zici, da? Să venim să te venerăm. Că na, fără de păcat e doar Dumnezeu și probabil tu ești Dumnezeu. Și venim și ne închinăm la... cum te cheamă? Hai mă frate, lasă-mă, vezi de păcatele tale, înțelegi? Nu da cu piatra în altul. Rezolvă-ți păcatele, înțelegi? După aia vii pe ei să ne tragi pe noi de urechi. Ia uite mă, ăla plin de păcate mă trage pe mine și eu plin de păcate. Dar tu ești în măsură, înțelegi? Că eu nu știu cu ce te ocupi tu și tu vezi. Eu o fac public, înțelegi? Nu mă ascund. Cum faceți voi. Hai mă, pe bune. Sincer. Da, uite unde-s judecătorii, mă. V-a pus Dumnezeu pe tronuri să mă judecați pe mine. Mișto. Mi-ai fi donat 1000 de euro și am băgat la păcănele, înțelegi? Să vii să mă tragi de ureche, niciun caz. Nu m-ai supărat, înțelegi? Sau dacă m-ai supărat, deja mi-a trecut. Stai liniștit, dar nu e ok ce faceți. Că n-am dat în cap, sunt banii mei munciți, fac ce vreau cu ei, cum și tu, poate muncești sau fur bani, nici nu mă interesează cum îi faci, ți-i bași prin FIFA sau ți-i dai 20 de milioane pe un tricou când el de fapt e un leu. The same business, înțelegi? Refuz să cred că tu nu bagi bani aiurea în niște chestii care nu te ajută. Nu e o boală, tată, înțelegi? Dacă tu ești slab de înger, ți-am zis, astupă-ți urechile, astupă-ți ochii și tu te-ntropește.
promovez ce vreau eu să promovez, înțelegi? Tu dacă vrei te uiți, dacă nu, nu te uiți, e foarte simplu. Îmi spui tu mie ce să promovez, îți spun eu ție ce să promovez? Nu, pe nici nu mă interesează ce faci tu. Nu, eu sunt un om asumat și ce vezi că fac, aia fac. Nu mă ascund și cum faci tu, înțelegi? Lasă-o mai moale, mă, băiatule. Am făcut din două bețe 9.5. Da, bun, deci. Opt ori 5, 40, 80 de mâini. Da, se cam ambalează că sunt banii lor, înțelegi? Omul știe mai bine ce să facă cu banii tăi în ziua de azi. Du-te mă la Țiriac și învață-l pe el ce să facă cu banii. Zici că probabil a mai pierdut și ăla pe la poker vreo 1 milion, 2 milioane de euro. Înțelegi? Dar n-au fost banii tăi. Par, mai trăiești mă, tată? Hai cu un dublaj, hai să ne scoți. Că suntem pe minus. Păi da, dacă nu deschideai Horia pachetele, nu aflai niciodată, ai fost un test, nu aflai niciodată, acum te gândeai, bă, dacă deschideam pachete, poate îmi pica și mie un benedăr, nu? Și eram cu 1 milion pe plus. Să nu-ți pară rău niciodată când îți iei o șansa. Toți vorbesc de Dumnezeu, înțelegi? Dar e probabil îl înjură toată ziua. Fratele meu, rezolvă-ți păcatele tale, înțelegi, Înainte să scoți paie din ochiul meu, vezi că-i dita mai bârna în ochiul tău. Lasă-ne pe noi. Când ne ducem la judecată, nu vii cu noi să mijlocești. Nu ești tu avocatul nostru când o să ne judece Dumnezeu. Lasă-o mai moale. Că dacă mâine n-am să mănânc, nu vii tu. Ia bă de aici o pâine să mănânci și tu. Că uite, îmi pasă de tine să nu îți bagi banii la păcănele că-i pierd. Se doare în cur dacă mâine mor eu de foame, înțelegi? Și să-ți mai zic un secret, Dumnezeu mă iartă, înțelegi? Pentru că mă joc eu. Îți zic eu că Dumnezeu mă iartă. Că Dumnezeu nu e cum credeți voi că e. Nici nu știți cine e Dumnezeu în primul rând ca să vorbiți de el. Așa că mai lejer. Când e vorba de Dumnezeu, eu vorbesc și tu ascult, să știi. Și fără aroganțe și chestii de-astea. Dar nu știți cine e Dumnezeu. Se vede că a venit pag. Dăm, hai că nu dăm, las-o așa. Unde ai fost, mă, grasule? Pe bune, zi. Era o părere personală, dar greșit expusă. Că dacă te exprimai altfel, să știi că nu sărea nimeni pe tine. Dacă îmi vii tu și dai cu piatra, înțelegi? Nu o să iau să-ți dau și eu cu piatra în cap. Dar o să mă apăr. Nu înțeleg ei, mă, pe temisul, înțelegi ce fac eu aici, ei nu cunosc niște termeni, nu cunosc multe chestii, dar vorbesc. A câștigat Messi. Era deși eu, nu? Că știam de acum o săptămână că el câștigă. Un alt balon furat, dar ce să facem? A venit sezonul de clementine. Bă, tăticule, nu cu pastile slăbești, să știi. Cu sportul și cu alimentația slăbești. Fără sport și fără alimentație ai pus pe tine, înțelegi? Acum cu sport și cu alimentație corectă, dai înapoi. Și nu dai peste o zi, cum îți promit ăștia cu pastile, dai într-un an.
Că dacă dai prea multe chile, nu e sănătos, înțelegi? Îți tremură organismul. Da, na. Exact ce vă zic să nu faceți, că luați pastile, că e o mafie aici. Te doare capul, iei pastile, să slăbești, iei pastile, nu-ți mai trebuie nici mâncare. Iei pastile de băut, o să inventezi ăștia vreo pastilă să... Deși avem 75% apă pe pământ. Pune tată că am alergat la viața mea până simțeam că scui plămânii, înțelegi? Până îmi cădeau picioarele. Alergam la fotbal și uite, mi-a prins bine, mă ajută organismul, mânc ce vreau când vreau, nu se întâmplă nimic, dar încă fac sport, deși nu mai pot să fac de performanță, tată, fac sport că mă gândesc la organismul meu, la sănătatea mea. Așa nu ți ajuți organismul, nu te ajută nici el, e clar. Bagi eclere, 50 de eclere noaptea, fără să faci sport, cam nasol. Am câștigat fiara, e mult spus fiara. Da, na, acum ce să mai, a câștigat Gigi. Da, leva, da, a fost furat, a nu știu câta oară, săracu. Da, exact ce v-am zis, e polonez, e... Nu mai puteai să pui cireașul sus. Păi, era, înainte era o super promoție, se numea Foodmess și cred că cea mai interesantă promoție în anii precedenți, acum nu mai e. Acum, din păcate... Bagă free și vă medalia. Cap și pajura. Noi suntem banul și sistema. Da, da, acum l-a luat. Bine, l-a luat, a fost anunțat acum o lună că o să-l ia. Că nu mai înțelegeți nici gala asta, când deja se știe, parcă nu mai contează. Bă, înainte aflai, înțelegi? Nu era, era secret până în ziua, în seara sau când se decerna, probabil seara, trofeu. Să te iei cu sufletul la gură. Da, acum... Vă dați seama că unii știu dinainte, alții nu și poți să parghezi. Se spală la bani frații mei și la pariurile astea. Hai de capul vostru. E o mafie întreagă. Păi tu știi că o să câștige Messi, nu? Are cotă de 2 sau 1.50. Pui și tu 10 milioane de euro, scoți 5 milioane profit. Te doare la basket. Coșii fojură, tu. Cântăm la frunză, știi să cânt? Bine, asta nu-i frunză. Nu, aici joc, până pierd toți banii. În seara asta chiar n-a vrut să dea. Hai, dacă mai pune acolo, dacă punea panou. Ha, ce rău de fost. Mi-am luat două banane și un iaurt activia de căpșun și fulgiovăz. Eu îmi fac iaurt simplu. Fulgi ovăz, am o grămadă, de, cred că mi-am luat un box de la întreg. Un box de vreo 24 de pungi, de jumătate de kil. Iaurt, ovăz, tai jumătate de măr, jumătate de banană și mai am și fructe de pădure congelate. De-astea, zmeură, afine, mure și așa mai departe.
Zic și eu ce ne afectează pe noi că a luat Messi și n-a luat Leva. Hai grasul, să vedem. Faci 80 de lei? Ia să te vedem. Păi da, dar și dacă s-ar lua, băi, pe temistule, pentru ce a făcut la Național, nu poți să-i dai pentru Copa America, înțelegi? Când ați luat campionate, cupe, Champions League-uri, Golgheter, Champions League. Roșu, zice tataie. Bravo, mă băiat. Îți mai dau o mână? Poate data viitoare. Tataie pe val. Aolo. Iulian, te salut. Balonul de ăla l-a luat pe nimic. Adică Copa America e un fel de conference league pe la noi. O cupă amicală. Da, gata, l-a luat să fie sănătos. Eu l-apreciez și pe Messi, deși nu sunt de acord cu nedreptatea. Consider că două baloane le-a primit Moca. La PSG nu e jucătorul de la Barcelona, exact ce vă ziceam. Dacă Messi se duce în altă parte, nu poate. Dacă în Farmer, zic cum ziceați voi, când era Messi la Barcelona despre Liga 1, a dat un gol sau două în 10 etape, e clar că e poveste omul. Nu e mediul lui. Hai mă, șef Claro, pune-mă șef Claro, mă. Pune-mă șef Claro, mă. Aolo. Exact, oricine lua, noi nu câștigam și oricine lua, oricum existau discuții. E normal să existe discuții, na, că avem viziuni diferite, dar nu trebuie să începem să ne înjurăm pe aici. Noi tot ăștia suntem, nu ne crește nici bugetul, nici mâinile, nici picioarele. Messi și Ronaldo și ăștia nu dau doi bani pe noi. Nu stau să fac o poză cu tine câteodată. Și înțelegi că na, probabil au și viețile lor. Este rugat să intre Bogdi PTM, hai să te văd. Pe temisule ai 3 îți dau. Pe toate 3, 5, 10, 20, 40, nu, 5, 10, da, 20, până la 40 poți să te duci, hai să te vedem. Roșu, mamă. Băi, sigur? Pe temistule! Pe temisul devine legenda canalului, primul care a nimerit 3. Pe sedistule! O fiară, mă, de ce e primul care nimerește 3, mă? S-a dat un balon. Să știe, Pantelimonesc, frate, adevărat. Nostradamus, da. Păi să concurezi și tu, ai două, da? M-au stat ăstea prin toate gunoaiele și o le bagă în gură. Că facem bani anul ăsta, treaba e sigură. La fel cum dă Hagi gol din lovitură liberă. Ai fost jucător, ha? Ai cartierul în inimă și barbutul în sânge. Te-ai născut cu zarul mână, firar mafia să fie. Pune bă că a fost aproape de panou, 120, mă.
Nu? 160? Bă, aproape de panou, mă. Bă, voiam și eu un panou, că vorba aia, sunt copil. Simt copil. Acum chat-ul o să strige dublaj. Vedeți să nu. Păi vreau panou ăla sau șeptarii. Ok, bun și așa. Cred că avem aici o... Nu, 80 de secunde. Visez, grasule. Visez. Hai șeptaria, mă, să-i vedem, mă. Sau un panou, ceva. Hai să vedem pe cine invităm noi la o... Uite, exact miza asta a avut-o și pe Temistu când a dat 3 la rând. Iulian Lupu este rugat să vină la vorbitor. Haide, Iuliane, zine. Cum le simți? Eu zic o dai de gard din prima, mă, băiatule. Hai că vă cam părăi urechile, nu? Pe Temisule, ești, hai că-n frate. Hai că-n momenți, omul. Negru, negru, roșu. Ok, și eu aș fi zis negru. Am fi pierdut. Hai. Facă lipsă să fie, nu? Asta-i că să mă duc. Ai bar, mă, băi, stai, mă, cream că-i fruct, bun. Aolo, dacă mai punea un... Nu, le-a dat bine, nu, le-a dat bine. Dă-i una, du-te, bă, de aici, că-s pe plus aici. Nu-i dau, mă, vrem, nu poate să dea panou de șeptar. Doar 3 șeptar poate să dea, nu? Din câte știu eu. Poate să dea panou de șeptar? Nu, cred că 3 poți să dai, nu? Habar n-am. Hai, mă, că ne-am întors, e bine. Aolo, acolo niște lămâi dacă mai punea. Poate și panou, n-am văzut niciodată. Uite, dacă mai punea o cireașuri. Dacă mai punea o cireașuri, e neagră. Hai, mă, câte roșii poate să vină, mă! Bă! Te salut, băi, Arcie, ai venit și tu să mă tragi urechi, nu? Că de ce joc? Cum zic toți, ce faci, mă, tată, membru? Imediat faci 2 ani și ții insigna verde, mă, băiatule. Argire. Maxim 6 șeptari. E zeu, da, adică nu există dacă e zeu. Sau îl trimitem prin India, că au și ea milioane de sute de zei și miliarde de zei. E un om, băi, mâncă pământul și pe ăsta, stați calm. Tot o să se împută și el la un moment dat. Aia zic și eu, n-are cum să-ți dea panou, eu cred că doar 3 șeptari poate să-ți dea. Ori pe linie, ori pe șustă și vrăjeală. Nu dă nimic, băi, Arcie, acum a început să mai dea, dați pe minus. Ba nu, nu-l dă, hai că te invit la un dublaj, e următorul dublaj al meu și... Stai că zic eu cum o să fie, Arcie. Rămâi pe live că te invit. Ăsta e dublajul meu, ăsta e negru. Exact, trebuia să vină neagră, hai pa. Arcie, pregătește-te că următorul e dublajul tău. Poate să fie, că zic eu când e. Să-l vedem pe Argie, că și el e jucător, adevărat. Hai, bă, poate dă șeptari aia, mă. Aproape panou, băi, nu a dat, băi. E 120 sau 60, câte?
120. Ai, mă, că puteai să mai pui o prună, mă. Ne revenim, fraților. Ne revenim. Hai că eu am speranțe că ne revenim. Să bage șeptarii de două ori și am bubuit. Odată, ce de două ori? Când mergi la muncă, Arcie? Tot jocul ăsta plătește, da? Restul... Sunt o grămadă, parge, sunt vreo 1500, abana, nu ies, că se strică mâna. Sunt o grămadă, dar ăsta m-a plătit până acum. Mi-a zis pe împărcingo de la... E, și Blackjack, mâine seară mergi la muncă. Vezi că te aștept acum după live cu Pampers să dăm un Brawl Stars, un... Mobile Legends ceva, vedem noi ce dăm, da? Ce rău le pui? Mai stăm la o vorbă, la... O cinzeacă. Argie, pentru fratele meu din Ungaria. Hai, zi, 40 de lei, să te vedem. Roșu, fii atent că și eu aș fi mers-o pe roșu. Nu-i nimic, ești... aș fi pierdut și eu. Hai, nu-i nimic. Câte trofea pe ProSars? Pro 25, amin. Mi-ai terpelit 8 euro, argie. Niște fructe sus, că trebuie să facem o salată. Dar sunt jucător casual de Brawl Stars. Cine m-a întrebat câte trofee am. No, cu altă ocazie, Argie. O să zic eu după live. Astăzi vreau să joc doar la... Bine, am mai încercat și altele de dragul celor de PC, dar astăzi, data viitoare, dăm și la Blackjack și uite, când ești tu, te las pe tine să joci câteva sute de lei din banii mei pe Blackjack, da? Dăm așa, facem un dual live, pun acolo un facecam pe undeva mai jos și să te vedem. Este rugat, ia să vedem cine este rugat să intre. Petemistru a fost. Hai să mai dăm și altora, ia să vedem cine mai e pe aici. Pampers, lasă că a fost el. Hai că vă pun urechile până... Pe cine să pun, mă, Cristalul, mă, bă, nu știu, mă, tu ai mai fost și ai dat-o de gard. Hai să te vedem, zi, că 5 lei, îți dau 3 mâini aici, să dea mea pe ea, 5, 10, 20, 40, hai, sau 2, minim 2. Hai, Cristalule, tată, bagă-le. Roșu, roșu, negru. Ok. Roșu. Eu zic că acum e negru. Roșu. Îi mai dau una, mă? Hai, mă. Ai pierdut, mă. Trebuia să mă opresc. Ai fost aproape să devii legendă lângă Petemist. Uite, și el a mers pe roșu, roșu, roșu și a ieșit. Iodo, stai, tată, că urmă și tu. La vorbitor. Aici nu pot să-ți dau. Totuși 120 de lei, pe ăștia nu-i riz nici o să dea mafia. Că ne ajută, adică mai dăm și noi 66, 12 mâini, că sunt pe 5 lei. Și poate pușcă șeptarii ăia, mă. Lasă și la Pampers, tu nici două n-ai legat, mă, băiatule. Tu nici două n-ai legat, adică avem oameni cu două măcar, tu ești cu una sau cu zero, cred că cu zero. Hai, următorul. Bă, aici cred că e neagră și n-a jucat.
Bine, bine. A fost roșie? A fost roșie? Pe ce? Eu ce-am făcut, mă? Bă! Nici nu știu ce am apăsat. Păi și mi-a luat banii? Păi nu agrezi, dar ai zis roșie mai sus, what the heck. Băi, Fiodoș, mai la mișto. Eu dau pe negru, fiți atenți. Nu, nu, e neagră, fii atent pe temiștură. E neagră, bă! E neagră, mă, v-am zis că e neagră. Aia zic. Aia zic. Fraților, schimbăm foaia. 50 de mâini pe 10 lei, ori la bal, ori la spital, și aia e, da? Hai! Deci, în momentul ăsta, ce s-o mai tot lungim atâta? Înțelegeți? Ce s-o mai lungim? Ori ne dă, ori nu, ce să mai ne întoarcem la 500, ne ducem în 600, cădem pe 400. Hai mă să vedem un experiment de 50 de mâini de 10 lei. Și asta e, fraților, că nu rici, nu câștigi. Hai să înceapă show. Deci dacă îmi dă șeptar pe 10 lei, îmi dă 1500. Aolo, ce bine ar fi să vin acum șeptare. Când mai vezi miza, nu mai vrea să dea. Hai mă, panou, bă! Băi, panou, băi, frate! Ia uite mă cum le pune. Deci am 17 mâini pe burta goală. Aolo. Bine dacă vreau, ui. Aolo, aproape de panou, mă. Hai, știu să fie 80 de lei. Dă-i tu mai bine. Da. Te bagi în gaură. De ce nu panou, mă? 160. De ce nu panou, mă? Băi, două lămâi mai puteai să bagi, mă. Băi, mai putea să bage. Ia uite mă, băi! Băi, mă-mi bagă șeptarul! Deci nu am luat panou astăzi, fraților. Ia uite cum... De ce vă ștergeți, mă, mesajele, mă? Asumați-vi-le. Lăsați-le acolo. Hai, mă, frate, rupe! Hai.
Argie, îți mai dau o șansă, ai 3 mâini să faci 20-40, hai măcar 2 să le nimerești, hai. Gândește-o bine și zi-mi 3, da? Și decid eu dacă ne ducem până la 3 sau nu. Dacă ghicești 2, bineînțeles. Hai, zile, pe toate la rând. Roșu, roșu. Hai, Argie. Hai mă, eu aș fi mers pe negru aici. Da. Nicio problemă. Ai zis roșu, roșu, nebunule, oricum pierdeai, că după aia ai zis negru, roșu, deci. Hai ce rău a pus, mă, bă, nebunilor. Hai mă, frate, șeptarii, șeptaru. Dacă m-am urit de la mic, îți dau, damule. Hai, firar, portocale de mafie. Trebuie să fie aici. Ba, da, 160. Hai mă, cu băi panou, nu-l dă niciodată, mă! 204, cât de aici? Hai mă, fraților, băi, dă-mă panou ăla, mă, dă-l în ce-am pictat, mă, bă, dar odată nu mi-a dat panou, mă! Bun și așa, mersi! Hai că ne revenim, frate, eu presim că putem. Dar acum dacă ne-a băgat și... Aolo. Haide. Haide, mă, că se poate, mă. Să dea acum șeptarii, băi. Băi, să bage șeptarii. Aolo. Aolo. Hai mă cu lămâile alea, mă. M-a crisca lămâia și voi și... Merge și așa, merge, că vorba aia, 160 de lei. Când e vorba de bani, am școala vieții, nu sunt cult. Superlativ, dacă mai punea o cireașuri pe stânga, era putere. Bă, dai mă, damule, am pornit de la, ești nebun, de la 500 de lei. Ce mănâncă, că așa mi-a dat. Nu vezi, am dublat bani, am 1000 de lei. Tu cred că te uiți la altceva, fratele meu. Pe 5 lei mă duceam, n-ai văzut că mă tot duceam în jos? Habar n-ai mă, băiatule. Aștept panou. Am un bar jos, nu puteai să pui tu ceapa mafiei. Că dacă jucam din prima pe 10 lei, eram mort acum. Nu mai am dat. Că nu mi-a dat. De când am început, am urmă să joc pe 10 lei. Mi-a dat. Hai mă, ce rău de pune. Șeptarii, vrem șeptarii. Nu puteai să mai pui o cireașuri jos. Stop.
Așa e ușor, băi, da, mule, să înțelegi, după ce vezi ce dă, e ușor să zici, bă, trebuia să joci pe 5 de aici. Dai-mă în banca ta. Că-ți dau 2. Hai, mă, cu panou, mă. Fai de capul meu. Ori la bal, ori la spital. Ai ideea, nu le mai... 160, da, bine. Băi, nu, aproape de panou, mă. Te-ai reprofilat? Oh, Mihail, ia uite, alt membru, adevărat. Ia vino mă aici, mă, băiatule. Că-ți dau și ție un dublaj, că ești fratele meu. Ce zici, mă, Mihail? Te simți norocos? Poate ai venit tu și vin și șeptarii. Te simți? Bun, ia că vede. Ia uite și pe Ionuț. Joacă pe 50. Stai, că joc pe 200, că pot să joc pe 200. Ia zi, băi, Mihaile, dacă o nimerești pe prima, ești fratele meu, dacă nu bagi acolo donație 20 de euro. Glumez, nu trebuie să bagi nicio donație. Ca așa, dacă era, avea tot chat-ul să-mi dea bani. Negru, eu aș fi mers pe roșie. Bravo, băi, ăsta e Mihail. Ești la sufletul meu. Bravo, mă, băiatul. Ați văzut, a venit, a zis că se simte super norocos, bam. Când vin în țară, da, fac o cinste. Aterizez la Timișoara, ne vedem noi. Întrebarea e când mai vin eu în țară, da, nu știu. Probabil niciodată. Că și dacă mor tot pe aici, Doamne ferește, de ce să mă îngroape în România? Doamne ferește, mă aruncați pe aici într-o groapă și așa, prea puțin. Bă, ce m-au supărat. Clopoței și șeptarii. Hai bă, Mihaile, să dea șeptarii ăia, mă. Cred că tu ești cap și pajură. Avem o donație de la George, de 1,50 €. Mersi frumos, Georgica, să fii iubit. Nu vreau, mă, de ce azi nu mi-a dat panou și țineți minte că ieri când jucam pe un leu, pe 2 lei, mi-a dat de vreo 5 ori panou. Și am fost aproape la o prună, la o șustă distanță. La bonusul ăsta nu m-a băgat niciodată. Pe alții am văzut că i-a băgat. Nu mă iubește. Hai de ceapa mea. Când e vorba de bani... Ai, bă, deci exact ce vă zic, mă, bă, nu vrea, mă, e bine și așa, dar nu vrea panoul ăla, mă, să ne spargă dinții, 240. Tu crezi că dau eu dublaj la suma asta, mă, Mihaile? Ba, aici e dublaj, aia zic. Dă-i, bă, du-te, mă, de aici, mă, ești nebun.
Păi cu 240, ce faci, mă, în România cu 240? Sunt oameni care muncesc 5 zile pentru 2 milioane jumate, ești nebun? Încă sunt oameni în România care muncesc, fraților, o săptămână, bine, două zile sau o zi liberă pentru 1000 de lei pe lună. Despre ce vorbim, fraților? 240 lei o măsină pentru mine. Sau exact, unii au pensia de 240 de lei. Unii au pensie de 2 lei. O steluță n-am mai văzut, nici steluța, n-am văzut nici steluța, n-am văzut nici șeptarii. Ăia nu există, mă, pentru mine. Bă, nu există, mă, șeptarii și steluța nu există. Da, și Marție, că vin și ți aplic o lovitură de picior și cum? Îți cad ochelarii de pe ochi. Salut, Andrei. Uite, o steluță sus, nu mai poți să pui, mă, firar, butul tău să fie. Uite, dacă dădeam pe 20 se duceau alea, ci chiar și 10 mâini. Trebuie să simți când mărești miza, mă. Cum am simțit eu, de la 500 m-am dus la 1000, acum, na, suntem pe 7, bine, de la 500 m-am dus pe 300, după aia spre 1000. Ia uite, bă, deci foarte aproape de panou, mă. 160 aici, din păcate. Bun, și ăștia. Pot să zic și o carte. Când am dublaj mai mic, da. Așteptarul, nu-l pune, mă, băi, nu-l dă niciodată, mă. Barul, putea să pună și barul acolo. Haide, mă, cu panou, bă! Nu-l dă, mă. Deci să dea mafia, că un panou nu mi-a dat, mă. Bă, un panou nu mi-a dat azi, mă. Bă, să văd și eu. Da, mă, mi-ai dat un panou, mi-ai dat clopoții, mi-ai dat ceptare. Mi-a dat, măcar mi-a dat, i-am văzut. Aia, am pierdut, dar măcar i-am văzut și eu pe aia. Ce să fie aici, nu? Da, e bine și așa, pe temistul, Doamne ferește, decât să nu dea nimic, normal că e super bine. Care ce, mă, că nu trec de 1000 de lei? Bă, am eu strategia mea, lăsați-mă. Lăsați-mă că eu vă zic că astăzi se dă lovitura. Eu așa simt că astăzi dăm lovitura, dacă mă aruncă, bă, deci dacă am șansa să mă arunce în bonusul ăsta, deja am spart 13.000 de euro, i-am luat. Nu mă gândesc la ăștia că eu nu, eu dau direct pe inimă roșie, bam, m-am dus. La negru nu mă bag, eu sunt cu roșu, nu cu negru. Am luat și bonus, Mihaele, dar cu suma pe care am băgat eu plus bonusul, am avut 2300 de lei la început, acum... Săptămâna trecută, că ăsta cred că e al 4-lea sau al 5-lea live de când fac. Așa că... Ia uite, bă, deci mereu sunt la o... La... Ba, mă, bă! M-am reprofilat. Oh, avem și pe Ștefania, o invităm și pe ea la un dublaj. Uite, ei dăm... Nu-i dăm clopoței. Ia, ție îți dau 80 de lei cum mi-am dat lui Mihaila,
Hai. Următorul win de 80 de lei al tău. Gândește-te să fii inspirată. Ce zici că faci? Mihail a venit și a dat-o bine. Hai să te vedem pe tine acum. O să dea ceva mare pe temistul. Hai mă, să dea mă, frate, să ne rupă. Băi, pune total la iurea, mă. Haide, mă! 1400 și am plecat cu mâna de 10 lei de la 500, deci avem 900 pe plus. Bine, dacă ar fi să tragem linie, suntem pe minus. Dar zic, de când am început să risc, ori la bal, ori la spital să fie... Cream că iar bine. Ah. Imediat ai tras cu ochiul, nu-i frumos, nu-i frumos. Hai, poate ai venit tu și ne dă un panou măcar, nu șeptarii că ea nu cred că o să-i vedem vreodată. Sau nu la mine, la alții cred că i-ați văzut. Astăzi doar la jocul ăsta, bine, am mai încercat și altele. Când am mai făcut acum, și azi am jucat pe altele, dar n-a plătit tot, m-am întors la asta că știu că mă plăteam. În zilele trecute le-am încercat, am încercat vreo 30 de aparate, nimic. Doar gaură. Cred că aici, de aici mă relansez eu. Apollo 13, direct. Nu pot să-i dau lui Ștefania 10 lei. Nu, îi dau 80 de lei, că-i fată cu valoare. Îi dăm altcuiva. 10 lei, ia să vedem. Mi l-a zis Pampers. Cine n-a fost, mă? Știu că i-am promis cuiva. Stai că i-am promis cuiva. Stai. Uite, Andrei San, ție ți-am promis, tata. Hai, zi. Zim 3, da, la rând. Cum crezi că o să vină? Bine, poate mă opresc la 2, dar... Da. Era să uit, dar mi-am reamintit de el. Haide mă, Andrei mă, haide mă, băiatule, gândește, roșu, negru, negru. Ia să vedem, roșu. Eu aș fi mers-o pe roșu. Da, hai, nicio problemă, băiatul meu. Data viitoare. Da, mă, din nou, dădea de gard de la început cu negru. Băi, damule, băi, apucă-te, tată, de croșetat, că ai talent. Cred că acolo, cred că ai și tu talent. Hai mă, pune-le mă ca lumea. Ia uite, bă, sunt foarte aproape de un panou mereu, dar nu-l dă, mă. Mamă. Scuze, stai mă, calmă, fratele meu. Mi-a făcut mie plăcere să-ți dau, să-ți iau șansa, înțelegi? Tu crezi că stau eu în banii ăștia? Șeptarii, noi vedem noi. Da, uite și aici prost le-a pus. Nu câștigi, frate, nimic, crede-mă. Hai mă, pune-mă, băcar pune portocalelele acolo. Da, uite și aici căpșunurile, sau cum se... Uite, cireșurile, pune-le ca lumea. Oulu. Clar, alții nu-ți dau nimic. V-am zis, eu nu sunt ca alții. Nu zic că-s mai bun decât alții. E diferit de alții și... E plăcerea mea să vă dau câteodată dublaje. Nu pot să dau dublaje de 160 de lei, că-s bani. Nici eu nu dublez pe 160 de lei, ați văzut. Hai bă, nu mai dai și tu ceva? Îți plac, cireșurile. Nu sunt cireșuri, sunt cireșuri. Nu știți limba română. Mă, nu poate să dea panou de șeptari. Mihaile, nu. Să-mi dea 3 șeptari. Aici am 160, ok. Așteptăm ăla de 80 de lei.
Era bine, tată, dacă aveam contul cu milioane de euro, înțelegi? Și cum zburau giveaway-urile pe aici, zilnic, da. Nu mă pot lăuda cu așa ceva. Ok, nu-i dau lui Ștefania 10 lei, i-am zis, îi dau 80. Dăm la altcineva aici. Cui să-i dăm, mă? Hai, mă, Pufo, mă, hai, mă, tată, îți mai dau o șansă, mă, cred că e a treia șansă. Măcar două mâini să-mi ghicești, nu trei, două mâini și ok. Ia să-l vedem pe Pufoșenia Gaming. Poate o dai de data asta. Negro. Hai, acum. Băi, dacă o nimerești pe a doua, te trec la 2.5, nu la 3, că nu pot, e, nu e corect față de Petemi și doar Petemi și tu a nimerit 3, da. Tot negru, eu aș fi zis roșu. Păcat, ai, rămâi la 1, vai de capul tău, să-mi dai bani înapoi. Dai și mie moderator, dacă ceri îți dau. Unii nu vor modera. Ia uite, mă, bă, pune, mă, șeptarul ăla jos, mă. Sau pune șeptarul ăsta sus, un pic mai sus, mă. Băi, ne stricau acum, frații. Uite acum, dacă mi-a urcat șeptarul ăsta din mijloc mai sus, eram pe plus, îmi dădea 1500, aveam 2700, băi. Hai, dă, eram pe plus, băi. Nu vrea să-i dea, mă. Bă, dar eu zic că-i dă astăzi, mă. VCP-ul, da, VCP-ul are 2, level 2. Bă, ce, cât de aproape am fost, mă, băieți. Dacă mi-ar fi dat, aș fi jucat 10 mâini pe 5 de lei, da? De unde? Exact cireșuri ți-a dat. Nu lămâi, nu prune, nu portocaluri, cireșuri. Hai să vedem pe Ștefania. Mamă, ce să fac dacă îmi pierzi banii ăștia? Când vin la voi, dacă mai ajung eu vreodată, te pun să-mi faci așa o plăcintă. Ce știi tu să faci de 80 de lei? Hai că ești mai bine. Totuși, hai să fim pozitiv, să ne dea. Hai, Mihaile, dacă o dă bine, e 1-1 între voi doi. Dacă o dă nașpa, conduci cu 1-0. Bărbatul-i cocoș. Ia să vedem. Roșu, mamă. Femeia e cu roșu, clar. Eu m-aș fi dus pe negru. Mamă, plăcinta aia, vezi că aștept plăcinta. Nu-i nimic. Mergem mai departe. Mihail 1, Ștefania 0. Se mai întâmplă. Bun. Aproape, mă, două prune. Sau măcar dacă mai punea o prună în dreapta sus. Oh! Asta e mâna Ștefaniei. Știam, mă, că vine panou, mă, băieți, mă. E mai bine ca la... Nu e mai bine ca la șeptari. E jumate, frate, ca la șeptari. Suuu! Hai, mă, că e bine. Uite, a fost bine că a dat-o de gar Ștefania. Frumos, frumos. Care era la, mă, care zicea că nu dă mai mult de 1000 de lei dacă nu dau la dublaje? Ai prins pele. Băi, fiți atenți că astăzi se scrie istorie. Eu mă bag în bonusul ăsta de 5-6 de mii de lei. Adevăr vă zic. Dăm dublaj, ce ziceți? Hai că dăm dublaj. Mamă, 2000 la 300 de lei distanță să recuperez tot ce am avut. Astăzi ne ducem în 5000 de lei. Fiți atenți. În 5000 de lei ne ducem astăzi. Mamă. Fuh! Eleganță. La 500 de lei am zis, băi, ori la bal, ori la spital, mă bag pe 10 lei și ce o fi, o fi. Uite că am făcut de atunci 1500. Recuperăm astăzi. Să-ți las ție dublajul de 800 de lei. Băi, nebun. Și gândiți-vă la câte panouri nu au fost aproape să fie. Mereu un semn și cred că au fost vreo 10, frate. Băi, măcar dacă mai erau vreo două, bine, nu erau pe 10 lei, erau pe 5 lei, dar totuși.
Dacă îi dădeam lui Damo acum, îmi cumpăram singur coșciuc, sincer. Mai rămânea pe acolo niște... Nu cred că îmi luam coșciuc. Îmi luam de 1000 de lei vreun coșciuc să mă bag singur în el. Damo nici n-are pretenție, că vrea dublaje de 800 de lei, că ce sunt 800 de lei, nu? Bați cu ciocanul și ies 800 de lei. Acum începe să dea. Eram siriac, frate, dacă mai băga două. Mamă, o căpșună, o cireșuri jos dacă mai punea. Nu te mai vedeam pe live, ok. Hai mă, băi, steluță, nu? Steluță și șeptari. Gândiți-vă dacă dădea și șeptari. Unde eram acum? 3000 și ceva. Hai de capul meu. Uite mă, steluț. Pune mă, o șteluță acolo, mă. Mamă, ce frumos a fost panoul ăla. Da, zici, pup, ziceau că unde ești, băi, pagule? Aole. Ne-a băgat? Bă! Ne-a băgat! Aolo! Aici se scrie istorie, fraților. Trebuie să nimeresc 3 inimi ca să iau 3 inimi roșii, ca să iau 5-6 de mii. 3 inimi negre să iau. Mamă, ce bani sunt aici. Dacă dau pe romp, mamă, nu-mi ziceți că ai, băi, nu mă influențați, vă rog. Oricum, dacă le dau de gra, dacă o dau de gar pe voi, dau vina, dar nu o să o dau. O să încep cu o inimă roșie, fiți atenți. Pe întâi m-am născut, dar 5 e numărul meu favorit. Mamă. Am dat pe romp. Ah! Hai că nu-i nimic pierdut. Nu-mi da treflă, dă-mi inimă roșie. Hai, dă, bă! Nu sunt inspirat deloc. Fiți atenți, dau 7-le. Asta e inima, asta căutăm, inima. Inima, fraților, am dat pentru Ronaldo, deci am dat pentru data în care m-am născut întâi. Numărul meu favorit 5, Cristiano Ronaldo 7. Mergem și pe Messi. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bă, dacă Messi este treplă, înseamnă că e sub Ronaldo. Messi trebuie să fie inimă neagră. Fiți atenți. Messi, ce zice? Messi e peste Ronaldo, băi. Lasă-mă, mă, în pace, mă. Ia uite, mă, cică, să închei sesiunea. Bă, sunteți nebuni. Cum să fac? Cum ar fi, mă, să fac dreapta sus, mă? Aș da și pentru 12, sincer. Nu că zice Mihail că-i dreapta jos. Sunt 12 luni în an. 12-le ăsta e semnificativ. Dar o să zic că dau pentru Mihail că dacă nu-i bine să-l trag pe el de urechi. Asta-i inima roșie. Hai, Mihaile, te spar, mă, băiatule. Bă, dacă mai nimeresc un romb... Deja că am mai nimerit un romb, mă duc pe 275. O să dau 8-ul că reprezintă infinitul. Fiți atenți, că aici ne ducem pe inimă neagră. Inimă roșie sau inimă neagră? Băi! Băi! Sunt la una distanță! Nu se poate! Când îți seama 122.000 de lei? 24.000 de euro!
24.000 de euro, guys. La o carte distanță. Jumătate de apartament de al meu pe România. Mă duc pe Ramos, frații, eu mă duc pe numărul 4. Eu zic că negru e deasupra negrului. Băi, băi, nu se poate. Trei, Sfânta Treime, zic, băi, nu implicăm așa ceva în jocuri de noroc, ești nebun? Nu îl implicăm pe Dumnezeu. N-are, Dumnezeu a plecat de mult de aici, stați liniștiți. Băi, la o carte distanță, fraților. Nu știu pe care să dau. Băi, dăm negru sau inima roșie. Vreau negru sau inima roșie. Dacă îmi dă rombul, m-a nebunit. Hai să o gândim. De ce am inima roșie lângă inima neagră? Ceva îmi zice că e romb. Dacă dau aici, e romb. Colț, dreapta, romb. Mijloc, stânga, colț, romb, dreapta dacă e romb, băi, deci... Nu, nu mă influențați, frațiu, asta e, ori... Mamă, dă-mi inima neagră, e inima neagră! E trefă, mă, taolo! Mamă, la o treflă de... Mamă, 40 de lei, mă. Și eu m-am gândit la 2. Mihail și pe Temistu zic și ei 2. Băi, o să dau 2-ul. Deși Argie îmi strigă 3. Mamă, deci dacă e... Nu, sus dau, să știți că dau sus, pentru că am două trefle sus, nu mai poate să fie o treflă. Deci ori îmi dă rombul sus și iau două, aproape 300, ori îmi dă inima și mă duc la una distanță de 13.000 de euro, ori îmi dă neagra și mă duc, da, deci dacă e tot treflă sus, să nebunesc. Nu, dau pe doi, că acolo am simțit și eu. Dă-mi inima neagră. Mănânc microfonul. Mănânc microfonul, fraților, dacă e inima neagră. Dau pe a doua. Dau pe a doua. Să nu fie treflă și nici romb. Bun. Mamă, Argie, acolo era inima neagră. Mamă. Dacă, deci dacă nimeream inima neagră, mâine scoteam 100.000 de lei, 20.000 de euro îi scoteam, restul mai țineam să mă joc. Aici e întâmplător, m-am băgat, e prima dată când mă bagă și așteptam, băi, deci...
Colcano? Colcano, băi, deci... N-am vrut să mă duc pe 3, mă. Na, hai, bolava. I-am zis că fac inima roșie. Am fost aproape să fac... Să dea mafia în mine. Deci am fost aproape să dea mafia în mine, mă, face. Băi, aolo, argie, aveai, deci dacă era 3 argie, aveai 1000 de euro. Din partea mea, mă. Îți mai ștergeam din datoria aia, dar... Ai, ce să facem? Se mai întâmplă, mă. Știi cum e? Băi, bine că ne-a băgat, adică acum să mai dea și optare aia, să dea și... Stelele și le-a dat pe toate, mă, frate. Da. Deci, dacă... Să mai dea un bonus? Hai că a murit frumos, fraților. A fost frumos, sincer. Mergem mai departe. Hai, argie, la un dublu așteptat. Hai. Eu chiar am crezut că pot să iau banii aia dintre-a. Băi, chiar am crezut că pot să iau. Roșu zicea, eu m-aș fi dus pe negru. Bravo, Argie. Argie, frate meu, hai mă, încă o mână. Îți mai dau o mână, mă, hai. Te duci în 300... De lei și am recuperat banii. Gândește-o bine că acum sunt foarte aproape să-mi recuperez, să mă întorc la suma. Tot roșie, mă. Deci tot roșie, zici că e roșie. Băi, sunt aproape să recuperez, să ajung unde am fost. Bine, mă, orgie, măi, mai dau o mână, mă, pentru 640 de lei, mă, să fim pe profit. Băi, băi, nu-i mai dau, mă. Nu, da, bun. Bine, Marci, ești legendă, mă, tată. Cred că el a dat cel mai mare câștig. A nimerit două, dar a dat cel mai mare câștig, Argie. 320. Ia uite cum ne-am revenit. Bun, suntem pe plus cu 87 de lei. Dacă dădea atunci șeptarii, dacă îmi dădea, mamă, bonusul ăsta, aolou, îmi lua mâine. Dădeam avansul la casă în Germania. Nebunilor. Deci dacă, că îmi trebuie undeva la 15%, casa fiind 250.000 de euro, un 23.000, dădeam și eu acolo un 20.000 avan și restul îmi băgau ăștia o rată de mică. O rată de până în cât e o chirie pe 500 de euro pe lună și ea era. Mă mutam și eu la casă. Da, na, aia e. Nu-i problemă, sănătoși să fim. Că nu mă bazez eu pe asta. Dacă se întâmpla, nimeni n-ar fi refuzat. Nu cine, oricine să refuză un bilet la lotul. Nu refuză nimeni, domnilor. Băgam și un giveaway pe aici, de la nebun. Pe Bărcingo, stai mă calm, potolește-te. Deci de la 500 de lei am fost inspirat să bag mâini de 10 lei, fraților. Hai cu șeptarii ăia, mă. Hai mă cu șeptarii ăia, mă. Aia zic și eu, VCP-ule. VCP-ule, ai dat mă în seara asta dublaj sau n-ai dat? Te-am pus la dublaj sau te-am pus ieri? Deci ai doar 1399. Ce 1399, mă nebunule? Am 2307.
Hai mă, fece pesimă. Hai. Îți dau dublaj de 80 de lei și ție, na, că... Ești fratele meu. Mai contribui și tu pe aici, totuși. Un membership, o șustă, o să închizi și o vrăjeală. Bă, Argint, ești bolnav la cap? Unde vezi, mă, cam 1500? Ăsta are live-ul în urmă, mă. Scrieți-i pe chat că e bolnav, mă. Bă, aveți live-ul în urmă, mă. Dați un refresh, nebunilor. VCP, nici ăsta, nici ăsta are live-ul în urmă. Aoleu, dați un refresh, mă, cavaș. Roșu, zici? Bravo, mă, bravo, mă, băiatule, atâta. Ia uite cum suntem pe plus cu 160 de lei. Hai, Ioane, hai că și tu urmezi. Cum să nu, îți dau, dai cu 3000, fii atent că tu îmi faci 3000. Ai un dublaj din partea mea. Uite, mă, șeptarul, mă, pune-mă șeptarul, mă, în treapta jos, mă. Nu-l punem. A, emoții, da, mule. Ah, niște cireșuri. E rugat Ionuț, fratele Ionuț, mustăția. Bine, mi-e place să-i zic mustață, Ion mustață. Sper că ai mustață. Da, poate să vin oricând, Cipriane, e random. Poate să te bage... De două ori în 5 minute. Acolo e random, frate, unde la Lucky... Nu, Lucky Hat se numește. La nebunile astea, la bonusurile astea. Bă, deci la o inimă distanță de... Argie, veneai cu avionul, frate. Făceam aici Bayram de casă nouă. Plus plecai și cu 1000 de euro și îmi dădeai tu datoria aia... Dădeai tu datoria aia altă dată. Nu, no, nu, no, aici e Ionuț zice negru. Bravo, mă, bravo, băi, deci membrii sunt inspirați, mă. Fiți atenți că în seara asta e paranghelie. Se dau șeptari în seara asta. Cine mai bagă o dată în bonus și iau inimile. Mamă, inimile negre. A, uite, steaua, pune-o mai jos că erau 400 de lei. Ceapa ta. Alex, Alex, îți dau pe clopoței, frate. Îți dau 3 mâini pe clopoței. Ia uite-mă și... Da, bine. Nu. Da, Mario, îți dau și ție pe clopoței, frate, vă dau 3 mâini acolo. 2-3 mâini, cam 10, puteți face 80 maxim. Poate la un 40 mă opresc pe clopoței, dar vedem. În funcție de starea mea de moment. Bar, 120 de lei, uf. Îi dau eu, mă. Băi, credeți că sunt inspirat, mă? Băi, aveți încredere în mine, mă? Aveți încredere în Surcior, mă? Da sau nu? Hai, ziceți dacă aveți încredere în mine. Dacă n-aveți, nu dau. Fiți atenți, că nu dau dacă. Deci sunt 3 roșii, o neagră. Ce ziceți că vine? Hai să vedem. Oricum nu mă iau după voi, că eu deja o am în cap, știu pe ce dau. Hai să vedem. Ce zice? Deci, văd roșie, roșie. Dacă îi pierd, da, e, nicio problemă, nu? Au mai pierdut și alții. Neagră, roșie, roșie, majoritatea roșie. Hai să vedem. Hai să vedem, eu o să mă duc pe negru. Bine, mă, su. Hai, mă, cine a avut încredere în mine, mă, tate. Ia uite, pe plus cu 350 de lei, sunteți nebuni. Fu. Pune, oh, ce bine le-a dat. Ce bine le-a dat. Cum a pus-o pe asta din mijloc. Că dacă nu o punea. Că dacă nu o punea. Că dacă nu o punea, la mulți ani dacă e ziua voastră.
Olou! Olou, aproape panou! Bun și așa, bun și așa! 240 cât e aici. Fraților, 700 pe plus. Ne-am întors. Aolo. Bun. Băi, cine mai credea, mă, că de la 500 de lei te duci pe plus, mă? Nimeni nu credea, mă, toți se așteptau să pierd banii. Fiți sincer, că și eu mă așteptam la fel. Am zis, hai, mă, să se termine mai repede. Ne asumăm pierderea, înțelegi, că și așa am avut și bonus. Cât am pierdut, am pierdut. Aștept șeptari, mă. Bă, să-mi dea și pe ea, așa e. Acum mă gândesc la banii aia din dreapta sus, dacă îi luam. Aolo, dacă îi luam. Vă dați seama că opream live-ul, nu? Sau clopoței, nu? Să-ți dăm ție dublajul. Eu aștept steluțele sau șeptarii. Puneau portocală în dreapta jos, era șusta. Era șusta adevărată. Scoate și tu 200 de euro mâine și mai joci cu ce rămâi. Trebuie să mă gândesc bine că eu am și contract cu ei, înțelegi? Și trebuie să-mi ajungă banii în așa fel încât să-mi duc la bun sfârșit contractul. Acum că am recuperat e bine, pentru că nu mai trebuie să bag, înțelegeți? Eu dacă pierdeam banii ăștia, mai trebuia să bag, să-mi duc contractul până la final, că am un anumit număr de streamuri pe care trebuie să le fac ca să promovez Mr. Beat-ul. Da, dacă dă și șeptarii, mă gândesc la inima neagră, am inima neagră, pe bune, uite, vezi, mi se potrivește. Care erau, mă, șanse să-mi dea mie inima neagră? Deși argie toată viața o să-mi amintească de ăștia, de banii ăștia pierduți. Bine, nu-ți pierduți, nu-ți câștigați. Bă, da, mă, ce vrei, mă, să-ți las eu? Ție-ți dau clopoței, mă, băiatule, mă. Ții de ce-ți dau clopoței? Nu că am ceva cu tine. Că ai dat-o prost de fiecare dată, bun. Dar nu sunt clopoței tăi, sunt clopoței altuia. Nu spărgeam monitorul, Doamne ferește, că după aia trebuia să-l plătesc. Mai bine mă duceam și dădeam la un amărât să mănânce de cât e un monitor de ăsta, 500 de euro. Cine era pe clopoței? Cine era, mă, pe clopoței, mă? Alex, da, Alex, hai, tată, să te văd. E și Mario, e și Alex, dar Mario după Alex, da? Hai, mă, băiatule, să te vedem. Alex, să iasă în prim plan. Dacă era Mario înaintea lui, îmi cer scuze, mai așteaptă puțin. Mihail, încă n-am contul activat, frate, înțelegi? Încă n-am contul activat. Aștept să mi-l activeze ca să pot să iau specialele. Am trimis buletinul, dar nu știu ce durează atâta. Am mai vrut să dea. Roșu, roșu, negru, aș fi... ok. Ai dat-o bine de la început. Aș fi mers pe negru, dar... nicio problemă, frate. Aoleu, o cireșuri sus și... era 160 de lei. Aoleu, o cireșuri în dreapta și aveam 80 de lei. Aoleu, ce rău le pune. Ha.
Șeptar, băi! Nu e șeptar, mă, fraților. Oh! Ne-am întors! Su! Se dă stingerea, fraților, gata. Gata, am zis. Gata, plecăm cu sacii de bani după noi. Pregătiți-vă de un giveaway de la colosal. Și abonamente de trading și bani și vedem ce facem, să luăm banii întâi. Hai. Fiți atenți. Prima am fost la o inimă distanță și dacă l-ascultam pe Argie, pe țiganul ăsta din Ungaria, acum nu mai eram pe live, credeți-mă, eram pe străzi și meditam așa, mă uitam și mă gândeam că nu mai vreau să mă gândesc. Acum chiar că nu mai vreau să mă gândesc la ce s-a întâmplat. Acum nu mai știu, credeți-mă că nu mai știu, am avut o strategie acolo cu Messi, cu Ronaldo, cu Infinitul, cu 12 luni ale anului, data mea de naștere, nebunii, dar nu mai știu cum să o dau, mă. N-aș vrea să iau aceea strategie că nu funcționează. Numerele la lot odată le prinzi, nu de două ori. Măcar inima roșie să fie. Deși ceva îmi zice că acum mă duc la pol opus și îmi dă trefa, nebunesc. Chiar nu știu, bă, nu știu cum s-o dau, mă, fratele meu. N-am nicio idee, pe bune, nu simt nimic, aia e problema, prima dată am simțit, acum e mai greu. S-a închis șuste și vrăjeli, habar n-am cum să mă duc. O să încep cu mijloc și o să mă duc pe partea stângă. Bun! Suoi! Hai, încă două! Încă două! Știu că poți. Hai să încerc să simt ceva. O să mă duc unde a zis Argie că era inima, să vedem ce se află acum aici. Eu zic că e tot inima. Argie, fii atent! Rombul. Aulul. Nu m-a ascultat de o zic așa, 26, 7, 12. Nu o să ascult, nu o să ascult, fraților, că după aia nu vreau să vă simțiți voi prost că m-ați influențat și nu s-a câștigat. Până la urmă v-am zis, banii te ajută, dar nu e o problemă dacă nu-i luăm, că nu ne bazăm pe banii ăștia. O să mă duc pe 11, că sunt 11 fotbaliști într-o echipă de fotbal. Și comunitatea noastră are legătură cu Folvalu. Aolo, am dat-o cam nașpa. N-am prins mitică, dar din 500 am ajuns la 3000 și am fost aproape să luăm bonusul ăsta. Am fost la o... Mi-a zis Argie unde să dau, dar nu l-am ascultat și... Deci 3 câștigători au fost aici, 36 de câștigători aici, 3941 și eu am fost aici, tura trecută. Doar că eu am luat 300 de lei, cel mai mare a fost de 700, aproape. Și aici 9000, cei mai mulți, unde presim că o să mă duc și eu. Pe bună vă zic că presim că mă duc pe treflă de data asta. Băi, n-are cum să pună o treflă lângă altă treflă. Refuz să cred. Paolo! Mă duc tot pe strategia asta. Refuz să cred că se mai află o treflă pe rândul de jos. Dar acum unde? Nu poate să fie nici în stânga, nici în dreapta. Eu n-am nicio emoție, fraților. Treflă, pe rândul ăsta nu mai trebuie să fie. Bun! Aia nu-i bun. Aoleu, am crezut că e inimă roșie, mamă. Mă duc pe partea asta, tot pe partea asta. N-are cum să... Deci dacă îmi pune 3 una lângă alta, nebunesc. Nu cream că e inimă, mamă. Am văzut roșu deja, am crezut că e inimă roșie. Haide-o.
Nu e nici, aici nu e nici trefulă, nici romb, vă zic eu. Aici e inima roșie, inima neagră. Deși ar fi bună și inima neagră, dar... Și ce mai refuz să cred? Refuz să cred că e trefulă deasupra. Nu e trefulă deasupra, vă zic eu. Nu e. Aici ori e romb, ori inima roșie, ori... Dar nu e romb, vă zic eu. Oh! Nu! Nu! Nu se poate! Băi, am dat două la rând! Mamă, mamă, mamă! Haide, mă! Unde e inima neagră, fraților? Ziceți-mi! Oricum nu mă influențează, dar ziceți-mi să vedem cine ar fi nimerit-o, dacă nu o nimeresc eu, inimă. Acum mă duc, fraților, pe inimă. Să știți că dacă inimă neagră... Deja că inima neagră am închis live-ul și nu mai auziți de mine o săptămână. Nu că mă duc să fac vreo prostie, dar o să ies din mediul ăsta, înțelegeți? O să mă gândesc la ce am de făcut. Am 1 și 5 care sunt numerele mele, bine, unul data în care m-am născut, 5 e favorit. Mai am 2, mai am 4 și mai am 8. Merg pe data nașterii. Pot să cad direct în cap de la inimă, să mă duc pe treplă. Iau pe instinct, nu simt nimic, aia e ideea. Aștept să simt ceva, dar nu simt nimic. Mă tot gândesc. Pam pam, pam pam, pam pam. Sunt între 1 și 5 nehotărât. Oricum te mai bag o dată. Băi, să zic că e prima dată m-a băgat și m-a băgat de două ori. Sunt între 1 și 5. Mi-o dă în cap. Mi-o dă în cap, frate, îmi dă trefla. Mă ucide din nou. Deci unul nu are cum să fie doi, una lângă alta. Ce să fie una lângă alta? Cum ar fi să aleg inima roșie? Mamă, ar fi suspans total. Aleg, ia. 5, bă! Bă, 5, mă! N-am soartă. Băi, v-am zis la început, presim că mă duc în trefla. Am murit nașpa. Am murit nașpa, fraților. De data asta am murit nasol. Să demonstrez chestia asta, Mihaela.
Sunt oameni care au prins și marele jackpot, înțelegi? Poți să fii tu printre ăia, înțelegi? Da. Aie, nicio problemă, oricum suntem pe plus. Aolo, cât de frumos ar fi fost, nu? Să ies din mediul ăsta. Ce trebuie pentru cărți? Nimic, te bagă random, trebuie să joci. Uite, zice aici. Trebuie să joci între 5 bani și 5.000 de lei, mâna. Înțelegi? Dacă joci, frate, pe sumele astea poți să te bagi oricând în bonusurile alea. Poți să joci și pe un leu. 5 bani, 20 de bani și să ai șansa să iei. Nu mărești mici, dar nu. Când o să simt eu o să măresc. Hai că, cică, l-aș fi neîndreptățit pe damul, că ar fi zis 5, eu nu mai știu cine ce a zis. Hai mă, damule, să te vede. Deci dacă îmi pierzi ăștia 80 de lei, tu o să mai primești dublaje de 10 lei. Atât. Damul nu mai, deci dacă până acum mi le-a nenorocit pe toate și a primit vreo 5. Dacă mi nenorocit și pe ăștia, 80 de lei. Nu mai primești decât 10 lei când o să consider eu. Hai mă, gândește-te bine. Neagră, zice damul. Gata, e mort. A murit pentru noi băiatul ăsta. N-are soartă, mă, frate. Aolo! Damule, gata, nu te mai am la inimă, fratele meu. Andrei, zi. Dacă îmi pierzi și tu 80 de lei, te spinte, mă, băiatule. Damule, să vii cu membership-ul ăla, că te tai dacă nu. Mi-ai pierdut 80, îmi dai 8 lei înapoi. Nu e ziua lui niciodată, aia e problema. Negru. Bravo. Da, m-a zis roșie. E împărat băiatul ăsta. O dădea de gar și aici. Avem 1000 de lei pe plus, băi. Cine ar fi crezut? Nimeni. Nimeni. Toți mă dădeau victimă, sigură. Mai ales la 500 de lei. Îmi plângeau de milă. Aolo, mai 500 de lei. Lasă, frate, că... Nu-i problemă, o stea sus dacă mai punea era. Era senzație. Hai dacă mai punea o cireșuri. Măcar pe mijloc o cireșuri dacă mai punea. La cât retragem? Momentan n-am ce să retrag. Dacă îmi dădea ăștia, retrăgeam vreo 100.000 de lei, rămâneam cu 22.000 de lei să... Am contract, trebuie să joc, înțelegi? Dacă ajung, mai și scot, înțelegi? Că știu cum să organizez live-urile să mi-ajungă banii până la finalul contractului. Să zicem că ajungem pe la un 5.000 de lei, probabil o să scot 2.000 de lei. 2.500 de lei să fie un 500 de euro. Din restul jucăm, tată. Îți dau 5 risuri la rând și îmi dai 100. Na. Păi ce aici mă jucați? Păi și dacă pierd, ce se întâmplă? Îmi dai tu banii la loc? Nu, dacă simt eu nevoia să vă dau dublaje, vi le dau. Mi-asum, nu? Riscul să pierd banii, dar și iau banii. Că unii mi-au pierdut, alții mi-au câștigat. Cine îți dă să joci pe banii lui și dacă câștigi să-ți dea? Nimeni. E logic. Damule, ești un caz pierdut, Tec, tată. Ia vină un pic pe aici. Că și tu contribui pe la dezvoltarea canalului. Mai cu member și mai cu... Știi ce zic? Aolo, aproape panou, băi, 800 de lei la... Băi, 800 de lei la distanță de o lămâie, mă! Bun și așa, 320 de lei. Aolo, frații mei. Țiriac,
Normal că joc cu bani adevărați. Intră, fă-ți cont și o să vezi pe demo. Îți arată în stânga că e demo, nu-ți real money. A venit și Porto. Ia uitați cum suntem. Ca băieții. Ce dublaj mă acolo, tu ești nebun? Eu, pe mine nu mă ține mâna mă să dau dublaje. Bă, sunt bani, nu v-am mai zis banii, cu banii în România trăiești, nici nu știu cât au fost, 3.200.000. Trăiește omul o săptămână cu banii ăștia, sunteți nebuni? Voi credeți că ne jucăm? Da, ne jucăm, dar pe bani. Să-ți mai dau și ție un risc? Trei de la de 80 de lei, ha? Că mi-ai și dat, bă, Pampers. Dacă-mi vin șeptar sau clopoței, Pampers să-ți dau pe 80 de lei. Hai că vin, nu mi-au venit deloc până acum. Acum ești în Germania, păi da, dar nu uit de unde am plecat. N-am să uit de unde plec, că n-am să știu unde am ajuns, înțelegi? Merg pe ideea asta. Niciodată nu o să știu unde am ajuns, să rămân acolo unde știu eu că e bine să fiu. Pot să ajung și cel mai mare magnat, tot așa o să mă consider un om de rând, o să-i bat pe toți în seamă, înțelegi? O să-i tratez pe toți egal. Abia e 1000 și puțin la început de live, 1300. M-am dus în 500 și am zis, băi, mărez miza pe 10 lei. Aia îi pierd, bag alții, că mai trebuie să-mi fac live-urile. Dar uite că s-a întâmplat să fiu aproape de banii ăștia, mă, de două ori. Am fost pe la o inimă distanță. Acum că-i măsluit sau nu-i măsluit, frate, poți să fii tu ăla care pune mâna pe ăștia, înțelegi? Eu știu că am fost la o inimă distanță și am luat odată așa și odată așa. Deși am zis că o să câștig aici, n-am fost decât de sud de departe. Aici am fost. Nu e nicio problemă că o să ne mai bage. Ăsta, păcăneaua asta rămâne jocul unde o să mai încercăm și în alte părți, dar aici o să ne bazăm noi, că aici m-a plătit. Ai luat la vreunetă 550.000 de lire, păi și te bucur la 200 de euro, cât 100 de euro că ți-aș da eu? Cam dubios. La 550.000 de lire, frate. Da, am mulat toate, dar ruină. Hai că mă plătesc, Mihaile. Mă plătesc cum au plătit când am fost pe acolo. Eu când sunt? Păi să-mi dea Mario clopoței ăia. Hai mă, pun o lămâie jos. Aoleu, deci o cireașuri trebuia pe mijloc, fraților. O cireașuri. Aoleu, aproape de panou. Deci o singură dată am luat panou în seara asta. Ieri am luat de vreo 3, 4, 5 ori. Bine, ieri am jucat pe un leu pe 2 lei. Și așa, două linii, 160 de lei. Băi, vreau șeptarii ăia, mă. O dată sau... Să-mi dea și mie, fraților, steluțele, dacă nu-mi dă șeptarii. Sau un panou. Aha. Am fost... Crezi că e păcat, gen, dacă joci la pariuri sportive așa rar? Băi, păcat e aproape tot ce facem, înțelegi? Eu... Am mai zis, mi-asum tot ce fac și banii ăștia nu sunt furați, dacă îi pierd nu mă afectează cu nimica, dacă câștig, câștigă și alții. Înțelegi? Deci, practic, no problem. Eu nu-s dependent de jocurile astea de noroc, e pentru prima dată când joc și pe mine nu poți să mă corupi. Cine mă cunoaște în real life știe să fumez, să fac chestii de astea, să
îmi joc viața și banii pe astea, nu o să pot să mă faci. Niciodată. Că eu știu ce am de făcut în viața asta. Da, da, e păcat că am tot ce facem. E păcat că pierzi timpul pe FIFA, e păcat că joci FIFA, e păcat că totul e păcat. Așa este firea noastră, înțelegi? 160, bun. Mâine te duci la aparate, eh? Poți să-ți faci aici cont, că îți dă și bonus. Oricum, nu prea o să mai poți să mergi nicăieri, eu v-am mai zis că se cam închid toate cu nebunia asta. Se vede că ești prima dată când joci. Păi da, că eu nici nu știu ce înseamnă, câteodată nici nu știu ce înseamnă unele chestii, nici mă mai ajută băieții de pe live. Hai mă, mai pușcă-ne-ți cu ceva. Deci dacă luam bonusul ăla, frate, acum eram... prin alte părți. Asta rămâne jocul meu, pe Persingo. Cam da. Să te mai lasă da una? Aproape de panou, băi nebunilor. Băi, e bun și așa. E bine că nu mi-a pus ăsta la mijloc, că nu mai îmi dădea. Nu mai cunoștea, a, niciun caz, frate. Nu, mă... mă detașam puțin de virtual. O săptămână, v-am zis, nu mai auzeați nici de FIFA, de nimic. Îmi făceam eu lucrurile și pe aia reveneam în forță. Dar dăm, asta zic pe-mi, îți dau acum un bonus. Te las pe tine să-l dai, da? Să mai vină copoții să-i dau lui Mario sau cui trebuia să-i dau. Acolo îi dau 3 mâini, minim 2 mâini, maxim 3. Ai, ai, ai. De ziua mea îmi dai una de 80. Păi de unde știu eu că e ziua ta? Că așa vine tot. Vin toți și îmi zic că e ziua lor. Aia arată buletinul. Trimite pe Instagram poză cu buletinul. Mă interesează doar data de naștere. Pot să blurez CNP-ul ce apare pe acolo. Să-ți dau leu șeptarul ăla, nu-l pune, mă. Azi e și ziua ta. Aoleu, ce întâmplare, nu? A, zic mă, pe-mi păr singur. Azi e ziua la toți, cam așa ceva. Hai mă, mai dă ceva, că o cireașuri în stânga jos dacă mai pune. Așa-s doar 160 de lei. Cât iau? Trebuie să fie 3 pușca lumea, înțelegi? 1500, dar mereu, și când îi dă pe toți 3, pe unul pune mai jos sau mai sus, nu e casa. Deci l-am văzut, steluțe, bonusul l-am văzut, de două ori, nicio problemă, panou l-a dat. Nebunile astea le-a dat, până la steluță și la șeptar, n-am văzut. Deci dacă văd șeptarii sau oia, zic, da mă, uite că se poate. Până atunci, sunt pesimist pe șeptar și pe steluță. Haide mă, Mari, uite, ai... ai maxim 3 mâini aici, hai să te văd. Dacă văd că dai 2 mâini, s-ar putea să-ți dau și un 80 de lei. Hai să te vedem. Nu, nu, gândește-te și mi le zici pe toate 3 într-un mesaj. Eu te aștept. Hai să opresc ca să nu vă
bubui urechile, poți să-mi faci maxim 80 de lei. În joc FIFA nu zicea nimănui. Roșu, negru, roșu, ok. Aolo, săracul de tine. Hai. Aolo, aproape. Știu că după ce mi-a ratat Ștefania dublajul la 80 de lei, mi-a dat panou de lămâi. Ah, că tu vorbeam de lămâi, aproape, mă. Ah. Cum era, a, Mario? Să se repete istoria. Alin Bombardieru, ce zici, mă? Mora, Mehdi Mohamed, ce faci, Mehdi Mohamed? De unde, băi, Valentin, așa ceva? Valentin Ceaușescu, tu ești, mă? Bucofra, nu e Bucofra că am căutat, sunt alte cărți. Aș fi vrut să joc Bucofra, sunt asemănătoare, dar dacă nu-i Bucofra, nu. Și astăzi, deși am mai încercat și altele, rămân la asta, că ăsta m-a plătit, frate. Deci eu am pierdut, de la 2300 de lei am pierdut la toate cazinourile, la toate aparatele, pardon, până am ajuns la 500 de lei, la nebunie. Nicolae. Hai, mă, ce se întâmplă? Au o grămadă, cred că mii de... Au de toate. Poți să dai click pe link, că le vezi. Nu se întâmplă nimic. Ți arată ce au pe site. Aveți și bonusul acolo. Dacă mai era o lămâie pe mijloc acolo. Nu știu ce zici tu pe acolo, că nu le cunosc. De Bucofra am auzit că jucau băieții mei când eram eu copil, doar Bucofra la baruri. Da. Nu-mi zic că nu le știu după nume. Și ăsta mi-a fost recomandat de moderatorul meu, pe Împărsingo. Băi, mă opresc la 2500, dacă până la 2500 nu dă, ne-am oprit, da? Continuăm mâine. Nu sunt nebun, 2500 dacă nu sal. Cred că trebuie să ai în România, da. Card ceva. Nu-ți mai dă nimic. Las că mi-a dat destul. Mi-a dat 2500 de lei, deci. Stai că am fost spre 3500, aproape 3000 de lei. Deci, 140. Bun, mai dau 7 mâini pe 20 și m-am tirat dacă nu dă nimic. La 2500 m-am oprit, fraților. Aolo. Hai, mă, căpșună, puteai să pui jos. Mai am 2 mâini. Ne-am luat rămas bun. Da. Trebuie să știi când să te oprești, fraților. Da, cam atât pentru astăzi, frate, e bine că suntem pe plus. Nu mă așteptam să fim pe plus, credeam că mai trebuie să scot cardul, să mai bag bani. Ce pot să zic? O mână pe 50 pentru damă. Gata, damă, ne mai ucis de tot. Ce FIFA, frate, că am 3 ore de live doar pe... Eu am zis, hai că intru să dau... O oră, că mi-ajung banii de oră. Aveam 1300 de lei, am zis că joc mâini de 10-5 lei. Am modificat după aia. Oricum s-au rulat mai mulți bani. Am scris acolo 260 de mâini pe 5 lei. Cred că au fost 1000 de mâini și pe 5 lei și pe 2 lei. Pe cât am mai jucat? Pe 10 lei cele mai multe au fost. Da, și una pe 10 bani. Acum 1 leu și 10 bani pe împărcingul.
Băi, vă aștept și data viitoare, trageți voi ce concluzie vreți. Eu nu pot să vă zic. Nu, mai ales dacă sunteți minori, n-aveți voie să jucați așa ceva. Dacă sunteți majori, fiecare să fie responsabil, fiecare face ce vrea cu banii lui. O să vedem la final dacă s-a meritat pentru mine sau nu. Dacă sunt pe plus, s-a meritat. Dacă sunt pe minus, aia e. Am fost aproape, eu am crezut, deși na, poate să fie și cum ziceți voi, să le aranjeze după aia altfel, nu știm, nu putem demonstra chestia asta, că dacă puteam să demonstrăm, mergeam, apelam la avocații, dădeam în judecată, nu pe ei neapărat, în general, pe ăștia pe care știm noi că, nu? Dacă am ști și am fi câștigat bani grei, da? Dacă nu poți să demonstrezi, frate, e ok să nu vorbești. Ăsta a fost live-ul, mersi frumos de prezență. O să vă mai dau dublaje pentru că este plăcerea mea să joc împreună cu voi. Dacă câștigăm ăsta sau ăsta, face un mare giveaway, câștigă toată lumea. Dacă nu, aia e. Până la urmă, ce să facem? Mergem mai departe. Vă aștept. Probabil, nu, o să mai existe și live-uri dedicate în care o să jucăm doar la casino, dar cred că unul pe săptămână. Pe perioada contractului. În rest o să facem FIFA și dacă ne rămâne timp pe final o să mai jucăm jumătate de oră, o oră, o să vedem ce se mai întâmplă, da? Cam atât pentru astăzi, mersi că ați fost aici. Doamne ajută la toată lumea, fiți buni, faceți bine și fiți responsabili. Am ieșit. Discord, te aștept acolo pe Parcingo. Cele mai mici prețuri în Transpeneva, unde găsiți peste 10.000 de produse digitale, suport de 24/7, iar dacă băgați codul SUR, Daciu beneficiați de 3% discount. Golanii, FIFA Point Safe și la un preț foarte mic, intrați pe u7buy.com, unde găsiți monede pentru consolă, PC, chiar și FIFA Mobile, iar dacă folosiți codul SUR, beneficiați de 5% discount.